Cartea smerită cugetare, tâlcuire la rugăciunea Sfântului Efrem Siru. Dacă virtutea curăției este cea mai minunată cunună așezată pe fruntea creștinilor celor curați cu inima, smerita cugetare este însă cea mai discretă, cea mai înmiresmată floare a acestei cununi. Nu întâmplător, unii numesc smerita cugetare vioreaua între virtuți și pe bună dreptate, deoarece între înmiresmata viorea de pădure și smerenie există extrem de multe asemănări. Vioreaua este o frântură de floare căreia îi place să se ascundă prin desișuri și ierburi. Tot astfel, și smerenia este în ochii multor oameni o virtute măruntă ce se ascunde la umbra sfioșeniei și a timidității. Vioreaua, pe cât este de măruntă, pe atât de ascunsă, fără de voie se trădează prin minunata culoare a ei albastră, ieșind în evidență printre frunzele și ierburile îngălbenite și uscate, cât și prin suavul ei parfum, ce se revarsă în zilele însorite de primăvară. Iar smerita cugetare, chiar dacă la vedere pare o virtute măruntă, robește pe cei din jur prin culoarea tăcerii sale discrete și prin miriasma ei duhovnicească ce îi radiază din fiecare cuvânt bun pronunțat de ea și din fiecare faptă a sa. Capitolul 1. Sărăcia duhovnicească călăuzitoare spre cea mai mare bogăție. Domnul Iisus Hristos este chipul desăvârșit al desăvârșitei smerite cugetări. Binevoind să îmbrace haina smereniei, El ne-a arătat înălțimea cerească a acestei virtuți, considerată cea mai de jos în ochii oamenilor. De aceea sunt atât de convingătoare lecțiile sale despre smerenie, pentru că întreaga lui viață pământească este o întruchipare a smereniei. Propovăduirea sa de temelie, predica de pe munte, El o începe prin cuvintele: fericiți cei săraci cu Duhul, căci a lor este împărăția cerurilor. Matei 5:3. Săraci cu Duhul sunt cei smeriți, aceia care nu văd niciun fel de bogăție duhovnicească întru ei, aceia care nu conștientizează nicio vrednicie personală în sufletul lor, însă care simt păcatele lor ca pe o mare povară și se căiesc pentru ele. Astfel de săraci vor moșteni cea mai mare bogăție, împărăția cerurilor. Începându-și învățătura sa prin a ferici pe cei săraci cu Duhul, Dumnezeiescul învățător așează prin aceasta smerita cugetare ca temelia vieții duhovnicești. Temelia este cel mai important lucru la înălțarea unei construcții. Constructorii marilor clădiri toarnă la temelie materiale scumpe, fier și beton, ca să o facă pe aceasta rezistentă și capabilă să poarte greutatea întregii zidiri. Iar Iisus Hristos așează neobișnuită temelie pentru înălțarea casei mântuirii, nu materiale pământești valorând mulți bani, ci virtutea sărăciei cu Duhul. Oamenii se chinuiesc să strângă mari averi ca să poată să ridice o casă pământească, iar pentru înălțarea casei cerești, Mântuitorul întărește că nu este nevoie să risipești bogăție, ci dimpotrivă să devii sărac cu Duhul, adică să conștientizezi că nu ai nimic bun care să-ți aparțină. 1 Corinteni 4:7. Omul poate să se dezvinovățească de faptul că nu a reușit să-și construiască o casă pe pământ, deoarece toată viața a fost sărac. Însă, cum se va dezvinovăți acela care nu și-a înălțat casa cea veșnică a mântuirii sale, care tocmai cu sărăcie și nu cu bogăție se construiește? Dacă nu orice om reușește să devină bogat, să devină sărac,
poate fiecare numai să o dorească. Ar fi fost de așteptat ca omul, la starea jalnică de păcat a fiecăruia dintre noi, să se simtă sărac cu Duhul în cel mai înalt grad, însă realitatea arată cu totul altceva. Deși am pierdut și fericirea raiului, deși lipsiți de bogățiile cele duhovnicești ale harului, noi ne simțim bogați cu Duhul. Fiecare se laudă cu ceva, unii cu talentele, unii cu frumusețea, unii cu știința, alții cu banii. Însă toate aceste privilegii sunt întru totul nesemnificative și trecătoare. Ele repede se topesc, precum se topește visul îndată ce ne-am deșteptat. Psalmul 7:20. Asemenea unui somn de scurtă durată, viața pământească se sfârșește întotdeauna într-o moarte. Dar când ne trezim la viața duhovnicească, noi ne vom convinge că tot trupul este ca iarba și toată mărimea lui ca floarea câmpului. Se uscă iarba, floarea se veștejește, că Duhul Domnului a trecut pe deasupra. Isaia 40:6-7. Atât de scurt, atât de nesigur este totul pe pământ. Dacă privim cu ochii înțelepciunii duhovnicești, ni se arată limpede că noi, oamenii păcătoși, vrednici de plâns, nu avem cu ce să ne lăudăm înaintea Domnului, în afară de neputințele noastre. 1 Corinteni 11:30. Însă, aici este nenorocirea, că toți se înșală pe sine și fără să fie bogați cu Duhul, gândesc în acest fel. Ei sunt, după cuvintele Sfântului Filaret al Moscovei, bogați în mândrie, slavă deșartă, fățărnicie, neștiință și orbire. Și de aceea nu ajung până la mântuitoarea simțire a sărăciei lor duhovnicești. Unul a făcut câteva fapte bune și își închipuie că s-a îmbogățit deja în virtuți. Alții l-au lăudat și el crede că deja a ajuns la desăvârșire. Oare cine a reușit să-și ascundă păcatele sale și de aceea socotește că de acum nu mai are nevoie de virtuți? Altul însă, obișnuit să satisfacă doar nevoile trupești, aproape că nu are cunoștință de trebuințele Duhului și, în îmbelșugarea bogățiilor sale pământești, ascunde de sine neajungerea la bunătățile cerești. Prin satisfacerea simțurilor, el și-a tocit simțirea sa cea duhovnicească. Dacă locuința sa este îndestulată, îmbrăcămintea elegantă, corpul sătul și îmbuibat, el este foarte mulțumit cu acest trai. Și întocmai cum bogatul privește la sărac, tot astfel privește și el pe oamenii care vorbesc despre flămânzirea duhovnicească, de deșertăciunea păcatului, despre nefericitul surghiun pământesc al nefăcutei de mână și veșnicei case a Tatălui Ceresc. Cine are urechi, să audă ceea ce Duhul zice bisericilor. Fiindcă tu zici, sunt bogat și m-am îmbogățit și de nimic nu am nevoie, și nu știi că tu ești cel ticălos și vrednic de plâns, și sărac, și orb, și gol. Apocalipsa 3, versetele 13-17. Judecata lui Dumnezeu este de neînduplecat. Dumnezeu îi trimite goi, Luca 1:53, pe acei oameni care se socotesc pe sine ca bogați și din această pricină nu cer cu smerenie de la cer bunătățile cele duhovnicești. A fi sărac și a-ți conștientiza sărăcia ta nu comportă nimic înfierător, deoarece această sărăcie conștientizată smerește. Iar sufletelor smerite, și Dumnezeu și oamenii le arată îndurarea lor. Însă a fi un sărac vrednic de plâns în viața duhovnicească și totuși
să te crezi bogat este pierzător în cel mai înalt grad, deoarece orbirea mândriei și înfumurata încântare de sine închid inima în fața milostivirii cerești. Nimeni nu este atât de milostiv precum Dumnezeu, însă nici El nu-și impune mila Lui acelora care se închid în fața acesteia, socotind-o pe ea ca nefolositoare. Hristos ne deschide ochii asupra jalnicei noastre sărăcii duhovnicești prin toate înțeleptele sale învățături din Sfânta Evanghelie. Pentru că cei mai mulți dintre oameni, fiind robi prejudecăților pământești, disprețuiesc sărăcia și preamăresc bogăția, anume pentru acest fapt, spre a ne face virtutea smereniei scumpă, Hristos a înjosit starea celor bogați, a celor mândri, a celor ce se socotesc a fi cineva și a proclamat ca fericiți pe cei săraci cu Duhul, dezvăluind că sărăcia lor este legată cu moștenirea cele mai de seamă bogății, împărăția cerurilor. Prin aceasta, El ne umple de pace că sărăcia duhovnicească nu este ceva înfiorător, nici înjositor pentru aceia care o conștientizează. Dimpotrivă, ea este o foarte înaltă virtute, încât este întru totul vrednică de dregători împărăției lui Dumnezeu. Nimeni dintre aceștia, chiar și blagoslovit cu cele mai mari bogății pământești, nu s-a mărit înaintea lui Dumnezeu, nici înaintea oamenilor, ci s-a smerit adânc. Bucurați-vă cei sărași cu Duhul, pentru că a voastră este cea mai mare bogăție, împărăția de deasupra oricărei împărății. Dacă virtutea curăției este cea mai minunată cunună așezată pe fruntea creștinilor celor curați cu inima, smerita cugetare este însă cea mai discretă, cea mai înmiresmată floare a acestei cununi. Nu întâmplător, unii numesc smerita cugetare vioreaua între virtuți și pe bună dreptate, deoarece între înmiresmata viorea de pădure și smerenie există extrem de multe asemănări. Vioreaua este o frântură de floare căreia îi place să se ascundă prin desișuri și ierburi. Tot astfel, și smerenia este în ochii multor oameni o virtute măruntă, ce se ascunde la umbra sfioșeniei și a timidității. Vioreaua, pe cât este de măruntă, pe atât de ascunsă, fără de voie se trădează prin minunata culoare a ei albastră, ieșind în evidență printre frunzele și ierburile îngălbenite și uscate, cât și prin suavul ei parfum, ce se revarsă în zilele însorite de primăvară. Iar smerita cugetare, chiar dacă la vedere pare o virtute măruntă, robește pe cei din jur prin culoarea tăcerii sale discrete și prin miriasma ei duhovnicească ce îi radiază din fiecare cuvânt bun pronunțat de ea și din fiecare faptă a sa. Capitolul 2. Smerita cugetare, componentă indispensabilă a oricărei virtuți. După prima fericire, ce ne prezintă smerenia ca temelie unică și rează tare al vieții duhovnicești, sunt așezate apoi și celelalte fericiri. Ele vorbesc de diferite virtuți care trebuie să fie ridicate pe temelia smereniei, pentru a-și înălța credinciosul acea casă duhovnicească ce va preface sufletul său în templu al Duhului Sfânt. 1 Corinteni 3:16. Ridicarea acestor importante virtuți direct pe smerenie și așezarea lor în strânsă legătură cu ea demonstrează că smerita cugetare este nu numai temelia vieții tainice în Hristos, ci și componenta necesară oricărei virtuți. O scurtă analiză duhovnicească ne va încredința de acest fapt. Oricâte virtuți ar avea omul, dacă nu există smerenie, el nu se poate numi cu adevărat virtuos. Virtuțile lui, sprijinite pe mândrie,
lăcomie, iubire de sine și alte patimi, se vedesc a fi păcate bine mascate. Pentru a fi un om al virtuții, trebuie să fii smerit. Iată, de pildă, a doua fericire. Fericit cei ce plâng, adică ceea ce își plâng păcatele lor, că aceia se vor mângâia, Matei 5:4. Poate oare omul să-și aibă o pocăință plină de virtute, despre care se vorbește aici, și poate oare el să ajungă până la fericirea celor ce își plâng păcatele lor, dacă nu are smerenie, care se deschidă ochii asupra păcătoșiei lui? Mândria, prezentă în fiecare păcătos, îl face pe acesta orb în privința păcatelor lui, împingându-l spre o permanentă îndreptățire de sine, și îl aprinde cu înșelătorul simțământ al vredniciei. El se crede întotdeauna drept, însetând să se laude cu valoarea sa, dorind să-și o sublineze și să se spună despre el: ferice de el, pierde fericirea celor ce plâng și se pocăiesc. Ar putea fi blând, Matei 5:5, adică să-și biruie mândria sa, acela care este pe deplin străin de smerenie? Blândețea însăși este cea mai apropiată rudenie cu simțământul de nevrednicie, adică de smerenie. Furia însă este prunc al simțământului mândriei, care ne spune că nu cei potrivnici nouă, ci noi înșine avem dreptate. În timp ce omul blând este îngăduitor, cel mânios este de neînduplecat. El nu iartă ofensele, tocmai pentru că este mândru, după cuvintele arhiepiscopului Serafim Sobolev. Legată cu virtuțile smereniei, răbdării și tăcerii, blândețea este virtutea în care se sparg toate valurile răului ce ne apasă. Dacă nu ar fi fost întemeiată pe smerenie, blândețea nu ar fi reușit să supraviețuiască. Aceasta este o stâncă puternică, pentru că sub ea se află temelia binecuvântatei și neclintitei smerenii, care îi vorbește omului: ești păcătos, nu meriți o viață mai bună. De aceea rabdă cu blândețe, suportă fără cârtire înjosirile și bajocura. Dacă rabzi, Dumnezeu va avea milă de tine, pentru că în cei blânzi se lășuiește Dumnezeu, iar în cei plini de tulburare, diavolul. Nu în zadar Dumnezeu ne mângâie. Spre unii ca aceștia îmi îndrept privirea mea, spre cei smeriți, cu duh umilit și care tremură la cuvântul meu, Isaia 66:2. Frângerea inimii, născătoare de blândețe, este o armă de neînfrânt împotriva diavolilor mâniei. Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura, Matei 5:6. Aici se are limpede în vedere dumnezeiasca dreptate. Poate oare să flămânzească și să înseteze după dumnezeiasca dreptate un om mândru care este plin de propria lui dreptate și care, condus de chipul ei ademenitor, se luptă pentru ea ca pentru cea mai înaltă dreptate, împotrivindu-se dumnezeieștii dreptăți? Cel mândru socotește că este cu dreptate să fie fericit în această lume, iar Dumnezeu, ca să-l smerească și ca să-l facă cu adevărat fericit, prin harul său, îl lovește adesea cu necazuri. Dumnezeiasca dreptate spune: sunteți păcătoși și aveți nevoie de lecuire. Fericirea vă este vouă vătămată de necazuri. Deci, smeriți-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca El să vă înalțe la timpul cuvenit. 1 Petru 5:6. Însă cel mândru protestează, răzvătindu-se împotriva dumnezeieștii dreptăți, supărându-se pe Dumnezeu, cârtește, demonstrând astfel, prin toate acestea, că este pe deplin cu neputință ca el să înseteze după dumnezeiasca dreptate, până ce nu va fi luminată inima lui
cu lumina cea plăcută a smereniei și nu îi se va arăta lui iluzoria sa dreptate ca nedreptate jalnică. Hristos spune: fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Matei 5:7. Poate oare omul să fie milostiv cu adevărat și aceasta întotdeauna, ci nu doar în cazuri particulare ale unor însuflețiri de moment, dacă nu este smerit? Cel mândru este aspru cu inima, spune arhiepiscopul Serafim Sobolev, iar cel smerit, convins că el are nevoie de marea milă a lui Dumnezeu, este îndurător. Sub influența impulsurilor firești răsărite în suflet, fiecare poate să încerce o milă spre un om la necaz și să-i ajute o singură dată. Însă fără smerenie, fără har, el nu va fi în stare să manifeste o trainică și statornică milă, fără ca aceasta să nu-i provoace bătăi de cap. Cusurile aceluia care îi cere milostenie îl vor face indiferent, astfel că el îndată va urî orice compătimire. Iar cel smerit, care își conștientizează nedesăvârșirile sale și se miră cum îl mai rabde Dumnezeu pe el, va suporta întotdeauna fără cârtire nedesăvârșirile aproapelui și va afla în binecuvântata smerenie permanente imbolduri spre o statornică îndurare. Un astfel de om se va învrednici de fericirea celor ce vor fi miluiți. Tot astfel este și cu curăția inimii, Matei 5:8. Această înaltă virtute este de neconceput fără smerenie. Mândria, această păstrătoare a oricărei necurății și a păcatelor, de la sine însă și este o înfricășătoare necurăție, atunci când pătează sufletul și îl înșală în același timp că este nepătat. Adevărata curăție, despre care vorbește Hristos, este un dar suprafiresc, accesibil doar celor smeriți. Cel ce dorește să se lupte cu trupul și să biruiască singur, scrie Sfântul Ioan Scăraru, în zadar se ostenește, căci dacă Domnul nu sfarmă casa cea trupească și nu înalță casa cea duhovnicească, în zadar priveghează și postește acela care se luptă singur. De aceea, descoperă înaintea lui Dumnezeu neputința firii tale, dându-ți seama de ea și vei primi darul curăției. Se întâmplă ca un om să ducă o viață curată pe din afară și să-și închipuie că singur a realizat aceasta. Însă unul ca acesta este înșelat de demon. În viclenia lor, ei încetează uneori pentru anumită vreme să ispitească prin smintel trupești pe cineva, cu scopul de a-l face să cadă în mândrie, iar mândria care cuprinde un astfel de om, chiar și fără necurata desfrânare, este de la sine îndestulătoare ca să-l murdărească și să-l facă pe el nevrednic de Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, continuă Hristos, duhovnicescul edificiu al virtuților, Matei 5:9, și făgăduiește celor făcători de pace înfierea cea veșnică. Ar putea oare să fie făcătorul de pace și prin aceasta fiul al lui Dumnezeu un om lipsit de smerenie, adică un om lipsit de pace? Arhiepiscopul Serafim Sobolev, pe bună dreptate, spune: mândria nu numai că nu lucrează spre pace, însă ea este un izvor de răutate, de dușmănie și a oricărei neînțelegeri între oameni. Adevăratul fiu al lui Dumnezeu, făcătorul de pace cel ceresc, care împacă cerul cu pământul, este smerit cu inima, Matei 11:29. Fără binecuvântata smerenie, nu există o adevărată pace. Sfântul Simeon, noul teolog, întărește cu deplin temei că nu este cu putință a fi făcător de pace acela care s-a înstrăinat de Dumnezeu și nu ascultă cuvintele fericitului Pavel: vă rugăm, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu.
2 Corinteni 5:20. Căci tot omul care încalcă dumnezeieștile porunci este potrivnic al lui Dumnezeu și se războiește cu el. Și cum poate unul ca acesta să fie făcător de pace pentru alții? Chiar dacă se întâmplă să împace pe oameni, el nu poate să săvârșească o astfel de împăcare care să fie plăcută lui Dumnezeu. Omul cel mândru, prin urmare, fiind potrivnic acelui asmerit, făcător de pace ceresc, nu poate să fie făcător de pace. Sfântul Isaac Siru spune cu îndreptățire: nu este cu putință să aibă smerita cugetare acela care nu are pace. Și pe de altă parte, cel ce nu are pace nu are smerita cugetare. Aici este destul de limpede subliniată legătura între a fi făcător de pace și smerita cugetare. Cel ce face pace fără de smerenie este ca și cum ar închipui castele în văzduh. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor. Matei 5:10. Prin dreptate se înțelege desăvârșită voia lui Dumnezeu. Să subliniem că expresia prigoniți pentru dreptatea dumnezeiască semnifică prigoniți pentru virtute din pricina ocrotirii altora, din pricina evlaviei, ori cu alte cuvinte, prigoniți pentru adevăr, pentru credință, pentru Hristos care este adevărul nostru. Ioan 14:6. Și dreptatea noastră, 1 Corinteni 1:30. Aici nu este vorba despre cei care nu cred în Dumnezeu, nu urmăresc în altul țel al veșnicei mântuiri și care, fiind mândri, pot să fie prigoniți și să rabde oarecare necazuri, chiar și până la moarte, doar din pricina mândriei lor însă. Aici se au în vedere mărturisitorii adevărului dumnezeiesc, ai veșnicei dreptăți a lui Dumnezeu, mucenicii care mor nu ca mândri pătimitori ai răutății, ci asemenea lui Hristos pe cruce, cu dragoste pentru cei ce l-au răstignit. Ce om mândru și lipsit de har poate cu bucurie și fără simțământul răzbunării să pătimească prigoană pentru astfel de dumnezeiască și cerească dreptate? Niciunul. Unii vor replica: cei smeriți nu pot să fie luptători, or să rabde prigoană pentru dreptate. Ei sunt foarte blânzi și lipsiți de curaj spre o astfel de nevoință. Realitatea contrazice însă o astfel de obiecțiune. În istoria bisericii și în viețile sfinților, ne încredințăm că nu unul sau doi, ci milioane de creștini, plini de smerenie, din dragoste de Dumnezeu, au pătimit nu doar prigoană și chinuri, ci chiar și moartea pentru dumnezeiasca dreptate. Prin aceasta ei au dovedit că doar smerenia este capabilă de fapte eroice. Puternicii, cei plini de mândrie, se arată slab să poarte nevoința prigoanei pentru dumnezeiasca dreptate, ci numai cei slabi, creștinii plini de smerenie, întăriți de har, au fost capabili să fie luptători pentru aceasta și s-au dovedit curajos demascatori ai celor care o încălcau. Precum oamenii cei fricoși, pe dată ce se umplu de dumnezeiasca frică, devin curajoși, tot astfel și creștinii cei plini de smerenie, deși mai întâi se arată oameni blânzi și plini de pace, devin dintr-o dată războinici pentru dumnezeiasca dreptate când Dumnezeu îi cheamă la aceasta. Același lucru trebuie să spunem și despre următoarea fericire. Fericiți veți fi voi când vă vor ocărâ și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina mea. Bucurați-vă și veseliți-vă că plata voastră multă este în ceruri. Matei 5, versetul 11 și 12. Nu poate un om mândru să se bucure, nici să se veselească cu Duhul la bajocuri, hule, prigoane și clevetiri.
Dimpotrivă, el se mânie mult pe cei ce îl hulesc. Când se clevetește împotriva lui cu anumite cuvinte rele, mândria sa nu se împacă până ce el nu se răzbună și nu spală astfel onoarea lezată. Aceasta demonstrează cât de străini sunt oamenii îngânfați de fericirea pe care o avem în vedere. Virtutea pătimirii cu răbdare a diferitelor injurii și hule este posibilă doar dacă în componența ei intră smerenia, în care este prezentă setea nesăturată de a pătimi înjosiri și nedreptăți pentru numele lui Hristos. Fapte 5:41. Această suportare a înjosirilor și a nedreptăților șterge propriile noastre păcate și nedreptăți. Și, deși nu este îndreptată explicit spre Hristos, nedreptățile ni se socotesc ca suferințe pentru Hristos, îndată ce se rabdă cu mulțumire către Dumnezeu, cel proniator, după cuvintele Sfântului Dimitrie a Rostovului. Prin aceste suferințe, omul crește în credință și virtute. Prin urmare, orice virtute trebuie să fie pătrunsă de smerenie spre a fi adevărată, trainică, plăcută lui Dumnezeu și mântuitoare. Acest lucru este valabil nu doar pentru virtuțile enumerate la fericiri, ci și pentru orice virtute în general. Dacă postești cu mândrie ca să te vadă oamenii, nu vei avea niciun folos. Dacă trâmbițezi înainte altora când dai milostenie, aceasta se va preface din virtute în păcat. Dacă te rogi ca fățarnicii la vedere, rugăciunea ta nu va fi primită de Dumnezeu. Matei 6:1-18. Și ți se va socoti ție aceasta ca păcat. Psalm 108:7. În general, dacă săvârșești orice faptă bună cu mândrie, aceasta nu-ți va dărui har, ci va fi aducătoare de osândă. Știm bine, clopotele au un dangă deosebit și sunt trainice doar atunci când, în metalul de bază din care sunt turnate, bronzul, se adaugă un metal nobil, staniu ori argint. Dacă în locul acestora, la turnarea clopotelor, se pune însă un metal ieftin, precum zincul, ele nu vor mai avea un sunet frumos și se vor sparge repede. Tot asemenea clopotelor făcute cu zinc, un metal mai ieftin, și virtuțile ni se sfarmă dacă nu cuprind în ele metalul cel prețios al smereniei. În clopotele de bună calitate nu se disting pe din afară nici staniu, nici argintul, care se pierd în aliajul general. Ele s-au ascuns în masa de bronz, însă ele îi dau clopotului un sunet minunat și trăinicie. Tot astfel se întâmplă și cu adevăratele virtuți. Nici întru ele smerenia nu se arată. Ele s-au topit și au intrat în componența virtuții. Însă trăinicia virtuții o vădește și minunatul sunet al săvârșirii binelui o scoate la iveală. Spre toate acestea ne învață Domnul Iisus Hristos în minunatele sale fericiri. În conformitate cu credința noastră revelată, smerita cugetare este sarea virtuților, sare care le ferește de distrugere. Dacă virtutea curăției este cea mai minunată cunună așezată pe fruntea creștinilor celor curați cu inima, smerita cugetare este însă cea mai discretă, cea mai înmiresmată floare a acestei cununi. Nu întâmplător, unii numesc smerita cugetare vioreaua între virtuți, și pe bună dreptate, deoarece între înmiresmata viorea de pădure și smerenie există extrem de multe asemănări. Vioreaua este o frântură de floare căreia îi place să se ascundă prin desișuri și ierburi. Tot astfel, și smerenia este în ochii multor oameni o virtute măruntă, ce se ascunde la umbra sfioșeniei și a timidității. Vioreaua
pe cât este de măruntă, pe atât de ascunsă. Fără de voie se trădează prin minunata culoare a ei albastră, ieșind în evidență printre frunzele și ierburile îngălbenite și uscate, cât și prin suavul ei parfum, ce se revarsă în zilele însorite de primăvară. Iar smerita cugetare, chiar dacă la vedere pare o virtute măruntă, robește pe cei din jur prin culoarea tăcerii sale discrete și prin mireasma ei duhovnicească ce iradiază din fiecare cuvânt bun pronunțat de ea și din fiecare faptă a sa. Capitolul 3. Iisus Hristos, desăvârșitul chip al smereniei și omul. Mântuitorul, nu numai că ne povățuiește la smerita cugetare, însă ni se dă și ca pildă pe sine însuși. În timpul vieții sale pământești, El a înfăptuit smerenia pe deplin. Toate ale Lui au strălucit într-o smerenie și nașterea Sa în Ieslea Necuvântătoare, Luca 2:7, și creșterea Lui în muncă și ascultarea Lui către părinți, Luca 2:51, și în general toată viața Lui, petrecută în sărăcie deplină, o asemenea sărăcie încât nu avea nici unde să-și plece capul, Luca 9:58. Noi nu ne dăm îndeajuns seama de smerenia lui Hristos și de aceea o tratăm cu indiferență, dar pentru cei care o înțeleg, aceasta este cutremurătoare, căci ea nu este o smerenie omenească, nu este nici o smerenie îngerească, ci smerenie dumnezeiască a aceluia care s-a pogorât de pe măreția tronului său ceresc până la necinstea staulului celor necuvântătoare. În abisul acestei smerenii, nemai întâlnit în istorie și de neînțeles pentru oamenii trupești, poate să arunce o privire, măcar în parte, doar acela care este în stare să-și închipe măreția lui Hristos, cea de nedescris. Cine este în realitate Iisus? Taina Lui este descoperită în Sfânta Scriptură. El nu a fost un om obișnuit, ci Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. Despre Mântuitorul, Sfânta Biserică, în vremea praznicului nașterii, cântă: astăzi se naște din Fecioară Cel ce ține în mână toată făptura. Cu scutece, ca un prunc este înfășurat, Cel ce din fire este nepipăit. În iesle este culcat Dumnezeu cel care a întărit cerurile de demult prin cuvântul său dintr-un început. Dacă oamenii se mândresc adesea cu originea lor vestită, ce ar trebui să spun atunci despre Fiul lui Dumnezeu, despre a cărui taină a nașterii mai înainte de toți vecii, chiar și prorocii tac plini de evlavie, și fiindu-le cu neputință să o descopere, fac aceasta doar învăluit. Și neamul lui, cine îl va spune? Isaia 53:8. Căci obârșea lui este dintr-un început, din zilele veșniciei, Miheia 5:11. Mântuitorul are dreptate întru totul, la modul primitiv vorbind, omenește, să fie mândru cu măreția sa dumnezeiască. Însă el nu este mândru, ci smerit pe deplin, deși întru el locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii, Coloseni 2:9. Despre el, Sfântul Apostol Pavel, luminat de Duhul Sfânt, scrie că este asemenea lui Dumnezeu Tatăl, fiind strălucirea slavei și chipul ființei lui, Evrei 1:3. Însă, în ciuda egalității lui cu Tatăl, el nu se rușinează să ni se descopere ca roba lui Dumnezeu, Isaia 49:6-7, 52:13-15. Disprețuit era și cel din urmă dintre oameni, om al durerilor, Isaia 53:3-4. Cu toate că este Fiul cel veșnic al Tatălui, El s-a deșertat pe sine, chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare aflându-se ca un om. S-a smerit pe sine, ascultător
făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. Filipeni 2, 7 și 8. Având în vedere dumnezeirea sa, el spune despre sine: Eu sunt lumina lumii, Ioan 8,12. Cei ce cunosc taina ființei lui se poartă cu evlavie în fața adevărului acestei revelații. Cum să nu fie el lumina lumii, când în alta lui învățătură este singura care încălzește conștiințele și înmoaie inimile? Și cum să nu aibă dreptate el, Dumnezeu cel întrupat, să spună despre sine însuși: Eu sunt lumina lumii, când el a făcut toți luminatorii? Oare nu toate prin el s-au făcut? Ioan 1,3. Însă mulți au obiectat și încă mai obiectează: Ce fel de îndrăzneală este aceasta să afirm despre tine însuți: Eu sunt lumina lumii? Omul trebuie să fie ori nebun, ori într-adevăr Dumnezeu, ca să spună asemenea cuvinte. Auzind de la Hristos cuvintele precum acestea: Eu sunt lumina lumii, cărturarii și fariseii, care nu cunoșteau vrednicia lui mesianică, spuneau despre el că era de fapt ieșit din minți. Marcu 3,21. Îl învinuiau de hulă împotriva lui Dumnezeu și doreau să-l omoare pentru că se făcea pe sine asemenea cu Dumnezeu. Ioan 5,18. Alții însă afirmau de-a dreptul că el are demon pe Belzebul. Marcu 3, versetele 21-22. De atunci și până astăzi, cei ce nu cred în el îl hulesc, însă măreția învățăturii lui de neegalat, minunatele lui fapte, cât și uimitoarele sale minuni, exclud nelegiuita presupunere că el a fost nebun. Rămâne să se recunoască cealaltă unică posibilitate, că el este Dumnezeu. Ca Dumnezeu, el a declarat anume: Eu sunt lumina lumii. Ca Dumnezeu, el a spus și celelalte minunate cuvinte ale sale: Eu sunt calea, adevărul și viața. Ioan 14,6. Și acestea sunt pe deplin adevărate. Chiar dacă răsună celor necredincioși ca îndrăzneală, pentru cei ce se adâncesc în taina lui Hristos, acestea sunt dumnezeiasca îndurare, cerească mângâiere și veșnică învățătură. Fiind Dumnezeu, altă cale în afară de El nu există, alt adevăr absolut în afară de El nu poate a fi și alt înțeles de viață în afară de cel arătat de El nu se poate afla. Atunci când a stat înaintea cărturarilor și a fariseilor, El a întrebat: Cine dintre voi mă vădește de păcat? Ioan 8,46. Chiar și cei mai înveșunați dușmani ai lui au tăcut neputincioși și prin tăcerea lor au afirmat lipsa lui de păcat, cea dumnezeiască. Iar slugile trimise de farisei ca să-l prindă și să-l aducă la ei ca învinuit, nu au îndrăznit să pună mâna pe el. La întrebarea: De ce nu l-ați adus? Ei au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om așa cum vorbește acest om. Ioan 7,45-46. Iată cine este Hristos. El este Dumnezeu, pogorât până la cei mai mari păcătoși. El a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Luca 19,10. El este Fiul lui Dumnezeu, care s-a născut pe pământ ca cel mai sărac fiu al omului, ca să fie cât mai aproape de cei mai umili oameni. El este Mântuitorul oamenilor, răstignit ca un răufăcător între răufăcători, Isaia 53,12, Luca 23,33, ca să mântuiască chiar pe cei mai răufăcători, dacă ei se pocăiesc. El este singurul binefăcător al lumii întregi. Dacă am fi auzit despre vreun om oarecare, fiu de împărat, că din dragoste către cei săraci și suferinți s-a smerit până la ei și a avut părtășie cu neputințele lor, noi ne-am fi umplut
de admirație față de o astfel de smerenie și dragoste. Însă smerirea de sine a Fiului lui Dumnezeu, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, Apocalipsa 19:6, este neînchipuit de mare și de necuprins în măreția ei. El se smerește nu numai până la măsura celor mai săraci și mai nefericiți oameni. El se smerește până la staulul necuvântătoarelor unde se naște mielul. Acolo, printre cele mai blânde animale, se naște El, Cel prorocit din veac, să fie mielul lui Dumnezeu și să fie adus ca jertfă pentru păcatele întregii lumi. Ioan 1:29, Ieșirea, capitolul 12, versetele 3 până la 11, 2 Corinteni 5:7, Isaia 5:3-7. Acesta este Hristos. Întreaga Lui viață pământească a decurs sub semnul smereniei. El nu a săvârșit nimic ca să se fălească înaintea oamenilor, ci totul a făcut doar spre a-i ajuta în nevoile lor cele mai mari și spre a-i atrage către mântuire. Și cele mai strălucitoare minuni a Lui au fost acoperite cu o dumnezeiască smerenie. Orbilor tămăduiți de El le-a spus: vedeți, nimeni să nu știe. Matei 9:30. Multora dintre cei vindecați le-a poruncit să nu vorbească despre El. Matei 12:15-16. Chiar și celor înviați din morți, El le-a dat pilda smereniei de pline, poruncind să treacă sub tăcere minunea întâmplată. Marcu 5:43. Însă, cu cât mai mult El îi oprea să vorbească, cu atât mai mult oamenii duceau vorba despre Hristos. Slava Lui s-a întins de la om la om și a robit sufletele tuturora. Oamenii vedeau că Hristos nu este precum cărturarii și fariseii, care săvârșeau toate faptele lor bune ca să fie văzuți și lăudați. Matei 6:1. Mântuitorul nu a căutat să ieși slava de la oameni. Ioan 5:41. Astfel, El ne-a învățat și pe noi să nu ne înșelăm cu iluzoria ei strălucire, care ne conduce în întunericul cel veșnic. Că v-am dat vouă pildă, ca precum v-am făcut eu vouă, să faceți și voi, a spus El ucenicilor Săi la cina cea de taină, atunci când, cu smerenie adâncă, a spălat picioarele lor. Ioan 13:15. Învățați-vă de la mine, a amintit El, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Matei 11:29. Însă cum procedează oamenii? Cum procedăm noi, creștinii de astăzi? Apostolii s-au smerit și au devenit cei mai buni urmași al lui Hristos. 1 Corinteni 4:16. Ei au învățat și pe urmașii lor să se asemene lui Hristos. 1 Tesalonicieni 1:6. Sfinții de asemenea s-au smerit pe sine, ridicându-se până la cea mai înaltă treaptă a virtuții. Însă mulți cei ce s-au numit de la sine creștini au căzut în mândrie și s-au prăvălit în adâncul iadului, fie prin eresuri, fie prin căderea în cele mai grele păcate. Toți aceia care s-au smerit și care umili au urmat și urmează pilda Mântuitorului, fericiți sunt. Ioan 13:17. Aceasta s-a spus nu fără temei. De milioane de ori ea s-a demonstrat și astăzi se demonstrează într-o experiență vie. Cei care sunt smeriți au pace în conștiința lor. Oare aceasta nu este fericire? Ei sunt sub adumbrirea Harului. Și nu este oare aceasta fericire? Orice bine săvârșit de ei îl atribuie lui Dumnezeu, iar Dumnezeu îl înscrie în dreptul lor. Aceasta oare nu este o desăvârșită bucurie?
conduși de smerenie, ei ascund faptele lor cele bune și pentru aceasta se îmbogățesc întru ele. Însă aceia care se laudă cu faptele lor bune, conduși de slavă deșartă, le pierd. Diavolul le fură de la ei și aceștia, socotind că sunt bogați, de fapt sărăcesc. Însă, cum se ascund faptele bune, când ele se săvârșesc de obicei înaintea oamenilor și pentru oameni care le văd? Chiar aceștia pot să le povestească. Problema nu este dacă alții vor vedea faptele tale cele bune, ci dacă tu dorești să fie remarcate. Dacă dorești aceasta, slava ta deșartă le va nimici. Sfinții, de obicei, au prevenit oamenii cărora le-au făcut un bine. Luați aminte, nimănui să nu spuneți. Astfel, smerenia a păzit faptele lor, cele bune. Aici este nevoie de înțelepciune și de judecată duhovnicească. Aici trebuie să adăugăm însă că nu toate faptele se săvârșesc înaintea oamenilor. Multe dintre ele se pot ascunde foarte ușor, ca de pildă rugăciunea nodăița zăvorâtă, Matei 6:6, iertarea jignirilor în inima ta, lupta cu dorințele cele necurate, nevoința pocăinței, suspinul din inimă și multe altele. Dacă omul este smerit, el va ascunde de aceste fapte bune ale sale și le va afla păstrate la Dumnezeu. Însă, dacă este plin de slavă deșartă, va căuta motiv să se laude cu ele și astfel le va pierde. Nu este păcat dacă oamenii ne stimează când noi ne străduim să ascundem binele prin smerenie. Uneori ei, ori văd aceasta, ori o simt prin mireasma izvorâtă din aceasta. Însă mare păcat este dacă ne lăudăm cu faptele noastre bune, cu scopul de a fi stimați. Putem chiar să nu le scoatem în evidență și totuși să păcătuim. Aceasta se întâmplă când avem dorința ca alții să le vadă, ori ne închipuim în minte că ei l-au văzut și de aici simțim oarecare alintare. Câți oameni săvârșesc binele cu dorința tainică de a ajunge până la cei apropiați zvonul despre virtutea lor? Există și astfel de creștini care chipurile își ascund faptele lor bune, însă dintr-o dată se umplu de o mândră satisfacție de sine, pe dată ce aud vorbindu-se despre ei. Bravo, cât de umil a procedat! Prin smerenia lor, ei își hrănesc mândria, fără să-și dea seama ce pierdere duhovnicească enormă rabdă. Nu este păcat deloc dacă, prin sincera conștientizare smerită a nedesăvârșirii, vădită limpede prin cuvinte și fapte, se slujește lui Dumnezeu. Oare nu chiar aceasta este menirea noastră? Efeseni 2:10. Să nu fim printre faptele noastre rele sminteala aproapelui nostru și să nu se hulească din pricina noastră numele lui Dumnezeu, Roman 2:24, ci dimpotrivă, prin noi acesta să fie slăvit. Vai însă acelora care ascultă șoaptele cele pline de răutate ale diavolului. Toți vorbesc de tine, toți te admiră. Nu este păcat să fim lumină. Dimpotrivă, aceasta este dorința noastră. Noi trebuie să ardem precum făcliile aprinse. Vai de noi dacă nu ardem! Însă nu trebuie să abuzăm de flacăra acestei lumini duhovnicești pe care însuși Hristos a aprins-o întru noi. Această lumină nu este a noastră, ea ne-a fost dăruită de Dumnezeu, Părintele Luminilor, Iacob 1:17. De aceea, ea trebuie să preaslăvească nu pe noi, ci pe Părintele nostru Ceresc, Matei 5:16. Dacă dorim ca ea să ne preaslăvească pe noi, atunci o supunem pe aceasta
slavei noastre deșarte, iar atunci se întâmplă ceva înfricoșător. Binele, primit de la Dumnezeu, noi îl așezăm în slujba răului. De aceea, răsplata este înfiorătoare. Cel ce aprinde de la flacăra acestei lumini dumnezeiești, slava lui deșartă, singur își aprinde lui focul cel veșnic în care va arde sufletul său. Iar aceasta este întru tot îndreptățit, căci cel mândru săvârșește un păcat asemănător celor care fac sacrilegiul aprinderii țigărilor lor pline de duhoare de la flacăra candelei. Lumina Harului are minunata însușire de a se manifesta doar prin razele care se împrăștie în jur. Însă, această puternică însușire nu trebuie să se prefacă în slăbiciunea noastră. Tocmai în aceasta constă încercarea smereniei. Aceasta trebuie să lumineze, dar să nu fie văzută. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Matei 5:16. A spus acela care a oprit să nu se vădească dreptatea noastră înaintea oamenilor cu scopul de a fi văzuți. Matei 6:1. Prefăcuta controversă se dezleagă aici de către înțeleapta smerenie, care atribuie lumina ei lui Dumnezeu și care nu în zadar este numită de către Sfinții Părinți smerita cugetare. Cel ce fură pentru sine slava ce aparține lui Dumnezeu se umple de rușine, iar cel care în chip smerit prea slăvește pe Dumnezeu va fi prea slăvit de către El după făgăduința lui cea nemincinoasă. Eu preamăresc pe cei ce mă preaslăvesc pe mine, iar cei ce mă necinstesc vor fi rușinați. 1 Regi 2:30. În lumina harică a smereniei se află ceva înrobitor. Izvorând din Dumnezeu și întorcându-se din smerenie din nou către Dumnezeu, ea atinge în circuitul său cu razele ei și sufletele celor din prejur, care își îndreaptă către Dumnezeu privirile lor. Astfel, este de folos și acelora care o împrăștie pe ea și acelora care o primesc. Cei ce o împrăștie se învrednicesc de har, pace și bucurie de la Dumnezeu, căci îl preaslăvesc. Iar cei ce o primesc sunt povățuiți de pilda cea vie a purtătorilor de lumină, celor smeriți, și se învață să caute slava nu pentru ei înșiși, ci pentru numele cel sfânt al lui Dumnezeu. Lumina smereniei, cea plină de harul lui Hristos, povățuiește pe fiecare, inclusiv pe cei mândri, către smerenie, evlavie, blândețe și supunere. Ea lucrează nu într-un mod supărător, ci robește, mânghie și dă viață sufletelor care însetează după ea. Lumina cea sâcâietoare îmboldește mai cu seamă pe cei ce se mândresc. Aceasta le este lor neplăcută, pe cât este pentru noi de neplăcut un reflector îndreptat asupra noastră din partea dușmanului. Soarele împrăștie cele mai dătătoare de viață raze pentru toți, însă, în ciuda acestora, există oameni care nu pot să le suporte, ca de pildă oamenii cu bol de vedere. De aceea, cei plini de mândrie nu suportă lumina cea dumnezeiască, deoarece îi îmbolnăvește, iar cei mai fără de minte dintre ei, precum Ghiote, se umplu de pismă satanică asupra dumnezeieștii slave, căci nu pot să-și însușească. Uitând distanța dintre Creator și creație, ei îndrăznesc să se mândrească cu puțina lor lumină primită în dar de la Dumnezeu.
în comparație cu soarele dreptății, Iisus Hristos, cum se prezintă luminile noastre? Ele sunt lumânărelele cu lumină slabă, care pot să se stingă ușor. Mândria noastră ne înșală că luminăm chipurile cu multă strălucire. Ea ne îmboldește să ne mândrim cu lumina aceasta. Însă tocmai de aceea ea ne este supărătoare, pentru că dacă așezăm la vedere lumânarea noastră cu flacăra ei mică și tremurândă, vânturile slavei deșarte și ale deșertăciunii o sting îndată. Dacă dorim ca lumina noastră să nu se stingă, trebuie să o așezăm sub acoperișul smereniei. Așa vom îndeplini testamentul lui Hristos, făcliile voastre să fie aprinse. Luca 12:35. Un mare cunoscător al finețelor vieții duhovnicești a învățat cu aceste cuvinte: nu-ți arăta smerenia ta prin cuvinte și nu căuta singur lucrările care smeresc. Însă dacă ți se poruncește ție vreun lucru smerit, nu te împotrivi, ci împlinește-l, căci dacă pe din afară te arăți smerit și reușești să atragi lumea în a te socoti smerit, aceasta deja este o pagubă pentru tine. Principala trăsătură distinctă a adevăratei smerenii este să cugeți că ești nimic și chiar dacă ai ceva, să-l socotești pentru Dumnezeu. Slava deșartă nimicește virtuțile. Smerenia are însă însușirea de a nimici păcatele. Dacă virtutea curăției este cea mai minunată cunună așezată pe fruntea creștinilor celor curați cu inima, smerita cugetare este însă cea mai discretă, cea mai înmiresmată floare a acestei cununi. Nu întâmplător, unii numesc smerita cugetare vioreaua între virtuți și pe bună dreptate, deoarece între înmiresmata viorea de pădure și smerenie există extrem de multe asemănări. Vioreaua este o frântură de floare căreia îi place să se ascundă prin desișuri și ierburi. Tot astfel, și smerenia este în ochii multor oameni o virtute măruntă ce se ascunde la umbra sfioșeniei și a timidității. Vioreaua, pe cât este de măruntă, pe atât de ascunsă, fără de voie se trădează prin minunata culoare a ei albastră, ieșind în evidență printre frunzele și ierburile îngălbenite și uscate, cât și prin suavul ei parfum, ce se revarsă în zilele însorite de primăvară. Iar smerita cugetare, chiar dacă la vedere pare o virtute măruntă, robește pe cei din jur prin culoarea tăcerii sale discrete și prin miriasma ei duhovnicească ce îi radiază din fiecare cuvânt bun pronunțat de ea și din fiecare faptă a sa. Capitolul 4. Sfinții părinți despre smerenie. Toți sfinții părinți sfătuiesc să zăvorând comorile duhovnicești adunate în tainica răclița smereniei cu cheia tăcerii. Dacă postești, sfătuiesc ei, urmează Evanghelia, taci și nu te lăuda înaintea oamenilor. Atunci postul tău îți va duce folos, te va curăți și te va pregăti pentru ospățul duhovnicesc din împărăția cerurilor. Dacă te rogi, nu fi ca fățarnicii, cărora le place, prin sinagogi și prin colțurile ulițelor, să se roage ca să se arate oamenilor. Matei 6:5. Aceștia vor primi prin lauda lumii plata lor aici, pe pământ, și nu mai au ce să mai aștepte în cer. Dacă faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, ca milostenia ta să fie întrascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti ție. Matei 6:3-4. Într-un cuvânt, fă binele, însă nu te gândi la el, ci uită-l,
uitarea faptelor bune este cea mai lipsită de primejdie păstrătoare a lor, după cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur. Cine sunt cei care au smerita cugetare? Acei oameni care au înțelepciunea smereniei, care sunt străini de dobitoceasca mândrie și care îndepărtează neînțeleapta laudă de sine. Găina cea fără de minte, după cuvintele Sfântului Dimitrie a Rostovului, îndată ce face un ou, începe să se laude gălăgioasă și să cotcodăcească până ce este auzită și se ia oul. Cum la fiecare ou se laudă astfel, ea se va așeza în cuibul gol și va încerca să clocească ouăle ei care nu mai sunt. Se înțelege de la sine că nu va scoate niciun pui. Laudele ei îi vor face neroditoare lucrurile sale. Tot așa de neroditoare sunt nevoințele cele duhovnicești ale tuturor acelora care nu merg pe binecuvântata cale a smeritei cugetări. Cunoscând din experiență întâietatea înălțimilor duhovnicești ale smereniei față de închipuitele înălțime ale mândriei, sfinții plăcuți al lui Dumnezeu nu află cuvinte îndestulătoare să înalțe această unică și de temelie virtute a vieții creștinești. Sfântul Ioan Gură de Aur o numește pe ea cea mai de seamă dintre virtuți și maica tuturor virtuților. Iată cuvintele sale. Începând să se zidească în sufletele ucenicilor săi marea zidire a dumnezeiești înțelepciuni, Hristos a așezat mai întâi, ca tare și neclintită temelie, smerita cugetare, știind că, îndată ce această virtute se înrădăcinează în inima celor ce ascultă, atunci și celelalte virtuți rămase vor putea fără nicio primejdie să se înalțe peste aceasta. Când însă din om lipsește această virtute, atunci el fără de folos se va ostini la împlinirea oricărei alte virtuți. Asemenea celuia care își zidește casa lui pe nisip, măcar și mult de s-ar fi ostenit, nu are niciun folos, pentru că nu a așezat o temelie de nădejde, astfel și omul care săvârșește orice faptă bună fără smerita cugetare, va strica și va distruge totul. Prin smerita cugetare însă înțelegem nu aceea care se află pe limbă în cuvinte, ci aceea care este în inimă, în conștiință, pe care doar Dumnezeu poate să o privească. Această virtute, doar prin sine însăși, este îndestulătoare ca să-L facă pe Dumnezeu a nemilui. Comparând smerita cugetare cu mândria, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: mândria poate să răstoarne pe omul fără luare aminte chiar și din ceruri, iar smerita cugetare poate să ridice până la înălțimea cerului chiar de s-ar afla și în străfundul abisului păcatului. Sfântul Ioan Gură de Aur dă o definiție clasică smeritei cugetări astfel: nu este smerita cugetare acea prin care cel păcătos se recunoaște ca fiind păcătos. Aceasta este, după el, doar o elementară și sinceră conștientizare. Smerita cugetare constă în a vedea întru sine multe calități, însă nimic înalt a nu cugeta despre sine. Aceasta este smerita cugetare: să ai înalte merite, însă să te smerești în cugetul tău. Ca pildă de smerită cugetare, Sfântul Ioan Gură de Aur ne-l prezintă pe Marele Apostol Pavel, care, fiind primul între toți drepții, se socotește pe sine ca fiind cel din tâi dintre păcătoși. 1 Timotei 1:15. Prin urmare, Dumnezeu în nemărginita lui iubire de oameni primește nu doar pe cei cu smerită cugetare, ci și pe aceia
care își mărturisesc sincer păcatele lor. Iar ca să te încredințezi cât de folositor este a nu cugeta anal despre tine însuți, continuă Sfântul Ioan Gură de Aur, închipuiește-ți două trăsuri. La una sunt înjungate dreptatea și trufia, iar la cealaltă păcatul și smerenia. Tu vei vedea că trăsura păcatului o va întrece pe aceea a dreptății, nu prin propriile lui puteri, se înțelege, ci prin puterea smeritei cugetări, înjugată împreună cu el. Iar trăsura dreptății va rămâne în urmă, însă nu din pricina neputinței dreptății, ci pentru marea greutate a trufiei. Precum smerita cugetare, prin înălțimea ei cea minunată, înfrânge greutatea păcatului și îndată zboară către cer, tot astfel trufia, prin enorma ei greutate, poate să apese și cea mai înaltă dreptate și lezne să o trântească la vale. Iar de faptul că prima trăsură este mai rapidă decât cea de-a doua, te vei încredința amintindu-ți de Vameșul și de Fariseu. Fariseul, unind cu dreptatea sa trufia, grăiește astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, adulteri sau ca acest vameș. Luca 18:11. O, nebunie! Trufia lui nu se mulțumea cu faptul de a se compara cu toți oamenii, ci se arunca plină de lăcomie și asupra vameșului din apropiere. Iar acesta ce a făcut? El nu s-a necăjit de necinstirea sa, nu s-a scârbit de mustrări, ci a suportat jignirea cu răbdare și săgeata dușmanului s-a făcut pentru el leac vindecător, necinstirea lui laudă, iar ocara cunună. Un astfel de mare bine este smerita cugetare, care ne învață să nu ne necăjim de grăirea de rău a celor din jur și să nu ne supărăm de jignirile aproapelui. Din acestea se poate primi mare și înalt bine, așa cum vedem în întâmplarea cu vameșul. Acest adevăr, cunoscut sfinților, i-a povățuit în viața lor de zi cu zi. Ei nu s-au înălțat atunci când erau lăudați, nici nu s-au mâhnit când au fost smeriți. Iată ce se povestește de pildă despre un astfel de nevoitor într-o smerită cugetare. A venit el ca străin într-o mănăstire. După liturghie, chemat la masă cu frații, așezut în trapeze. Unii dintre monarhi, văzându-l, au întrebat: cine este acesta? Și ca să-l ispitească, l-au izgonit: scoală-te și ieși afară. Fratele s-a ridicat și a ieșit. Altor frați le-a părut rău și au ieșit să-l cheme. Fratele s-a întors. Când s-a terminat masa, cineva l-a întrebat: cum te-ai simțit în sufletul tău când ai ieșit și mai apoi când te-ai întors? Străinul a răspuns: m-am socotit asemenea unui câine care, când este gonit, fuge și când este chemat, vine. La Sfântul Ioan Scăraru aflăm descris o minunată convorbire între mai mulți sfinți părinți adunați să dispute despre smerita cugetare. Fiecare dintre ei cunoscuse din experiență unele din semnele caracteristice ale acestei virtuți de temelie și îl indica pe acesta. Primul dintre stareți a spus că smerita cugetare este permanentă uitarea nevoinților tale. Al doilea, că ea se exprimă cel mai bine prin a te socoti pe tine cel mai de pe urmă și cel mai păcătos dintre toți. Al treilea, că aceasta este cunoașterea obiectivă a propriei tale neputințe și zadarnicei sforțări. Al patrulea, că ea constă în faptul de a lua înaintea aproapelui la împăcare atunci când ești necăjit și a fi tu primul în încetarea vrajbei. Al cincilea, că aceasta este cunoașterea din experiență
a dumnezeiescului har și a îndurării. Al șaselea, că ea este simțământ haric, însușirea sufletului înfrânt și lepădare de propria voie. Sfântul Ioan Scăraru, socotind smerita cugetare ca fiind ceva cu neputință de exprimat, o numește har de neatins și fără de nume, al cărui nume este cunoscut doar de aceia care, din experiență, au cunoscut această minunată virtute. El o definește astfel: smerita cugetare este dumnezeiesc acoperământ care ascunde de propria privire nevoințele noastre. Smerita cugetare este abis al micșorării de sine, în care demonii cei jefuitori nu pot să pătrundă. Smerita cugetare este cetatea împotriva dușmanilor. O prea frumoasă descriere a smeritei cugetări ne-a lăsat și Ava Isaia, care a spus: iată cum este smerenia, să te socotești că ești cel mai păcătos dintre toți oamenii și să te umilești în lăuntrul tău într-una, cum că nu săvârșești nimic bun înaintea lui Dumnezeu. Iar faptele smereniei sunt: să taci, să nu te compari cu alții, să nu intri în dispute, să te supui tuturora, să-ți ții privirea plecată în jos, înaintea ochilor tăi să ai întotdeauna moartea, să nu minți, să nu grăiești în deșert, să nu grăiești împotriva mai marelui tău, să nu dorești să-ți arăți înțelepciunea ta, să suporți jigniri, să urăști trândăvia, să te ostenești spre orice virtute, să trăiești cu luarea minte, să stai voia ta, să nu te superi pe nimeni și să nu pismuiești pe cineva. Ava Dorotei închină întreaga sa învățătură smeritei cugetări, exprimând pe această temă minunate gânduri prin care le dăm aici pe cele mai de seamă. Prin smerita cugetare se sfarmă toate armele vrăjmașului. Orice sfânt a mers pe această cale, scuturând astfel nevoința sa, după cuvintele psalmistului: vezi smerenia și osteniala mea și iartă-mi păcatele mele. Psalmul 24:19. Smerita cugetare, chiar și singură, poate să ne ducă în împărăția cerurilor, încetul cu încetul. Dacă noi, ca neputincioși, nu putem să ne nevoim, atunci să ne străduim măcar a ne smeri. Cred în dumnezeiasca milă că și pentru acest mic lucru săvârșit cu smerenie vom fi și noi acolo unde sunt sfinții, care mult s-au nevoit pentru Dumnezeu. Chiar și de suntem cei mai neputincioși și nu putem să ne nevoim, oare nu putem măcar să ne smerim? Smerenia acoperă sufletul de toată patima și de toată ispita. Când Sfântul Antonie a văzut întinse multe curse ale diavolilor și suspinând a întrebat pe Dumnezeu: cine poate să treacă de acestea? Dumnezeu i-a răspuns: smerenia. Și ce este încă și mai minunat, a adăugat: ele chiar nu se vor atinge de el. Vezi, prin urmare, harul acestei virtuți? Într-adevăr, nu este nimic mai puternic decât smerita cugetare. Dacă se întâmplă vreun necaz smereniei, omul îndată se întoarce către sine și se osândește pe dată ca vrednic de aceasta, nemustrând pe nimeni și neînvinovățind pe cineva. În acest chip, el suportă orice întâmplare fără tulburare, fără întristare, cu desăvârșită pace, nu se mânie în niciun chip și nu caută pricina altcuiva. Există două feluri de smerenie. Primul constă în faptul de a cinsti pe fratele tău ca mai înțelept decât tine și de a te socoti mai jos decât toți. Al doilea chip de smerenie constă în aceea
de a pune pe seama lui Dumnezeu nevoințele tale. Aceasta este desăvârșita smerenia sfinților. Ea se naște în suflet, în chip firesc, din împlinirea dumnezeieștilor porunci. Precum un pom care s-a umplut de roade, își pleacă crengile lui în jos, iar crengile care nu au roade rămân ridicate și cresc drept. Asemenea, și sufletul care se smerește aduce roadă, și cu cât mai multă roadă naște, cu atât mai mult se smerește. Tot astfel și sfinții, cu cât mai mult se apropie de Dumnezeu, cu atât mai mult se văd păcătoși pe ei înșiși. Îmi aduc aminte că odată am avut o discuție despre smerenie. Unul dintre cetățenii de vază a orașului Gaza, care asculta discuția noastră despre omul care, cu cât se apropie mai mult de Dumnezeu, cu atât mai mult se vede păcătos, s-a mirat și a spus: cum poate fi una ca aceasta? El dorea să priceapă ce înțeles au cuvintele noastre. Atunci i-am spus: Domnule, cu bun nume, spune drept, cine ești considerat în această cetate? El mi-a răspuns: ca un om mare și de frunte. I-am spus lui atunci: dacă mergi în Cezarea, cum vei fi socotit acolo? El a răspuns: printre ultimii, între cei mai bogați din acea cetate. Dar dacă mergi în Antiohia, l-am întrebat, acolo cum vei fi socotit? Ei, acolo voi fi ca unul dintre cei mai simpli. Dar dacă, i-am spus eu, mergi în Constantinopol și te apropii de împărat, drept cine vei fi luat acolo? El mi-a răspuns: voi fi socotit aproape ca un cerșetor. Atunci am spus: iată, tot astfel și sfinții, cu cât mai mult se apropie de Dumnezeu, cu atât mai păcătoși se văd ei. Orice virtute poate fi contrafăcută. Și smerita cugetare poate deveni fățărnicie. Spre a feri mai dinainte pe cei credincioși de falsa smerită cugetare, Sfântul Ioan Scăraru așează față în față adevărata smerită cugetare cu cea înșelătoare, în următorul mod: nu acela arată smerita cugetare care se hulește pe sine însuși, jignirea adusă de noi înșine lezne se rabdă, ci acela care, hulit și ocărât de altul, nu-și micșorează dragostea lui către el. Această clarificare este foarte necesară, deoarece mulți creștini, cunoscând înalta valoare a smeritei cugetări, încearcă să o imite în cel mai josnic chip, care împiedică pe ei să o dobândească cu adevărat. Ei se numesc pe sine păcătoși și nevrednici, însă săvârșesc aceasta cu tainică nădejde de a primi laudă de la cei din jur, cum că aveau o apreciere smerită despre ei înșiși, ori spre a fi liniștiți de aceștia că nu sunt chiar așa de păcătoși. Această căutare plină de răutate a liniștirii de sine este vătămătoare. Sfântul Teofan găsește că omul nu trebuie să se liniștească pe sine, ci să aprindă în jurul său focul neliniștii, care să-l ardă în fiecare clipă și să-l păzească de farisei ca mulțumire de sine, menținându-l întotdeauna mobilizat de luptă. Dacă virtutea curăției este cea mai minunată cunună așezată pe fruntea creștinilor celor curați cu inima, smerita cugetare este însă cea mai discretă, cea mai înmiresmată floare a acestei cununi. Nu întâmplător, unii numesc smerita cugetare vioreaua între virtuți, și pe bună dreptate, deoarece între înmiresmata viorea de pădure și smerenie există extrem de multe asemănări. Vioreaua este o frântură de floare căreia îi place să se ascundă prin desișuri și ierburi. Tot astfel, și smerenia este în ochii multor oameni o virtute măruntă,
ce se ascunde la umbra sfioșeniei și a timidității. Vioreaua, pe cât este de măruntă, pe atât de ascunsă, fără de voie se trădează prin minunata culoare a ei albastră, ieșind în evidență printre frunzele și ierburile îngălbenite și uscate, cât și prin suavul ei parfum, ce se revarsă în zilele însorite de primăvară. Iar smerita cugetare, chiar dacă la vedere pare o virtute măruntă, robește pe cei din jur prin culoarea tăcerii sale discrete și prin miriasma ei duhovnicească ce iradiază din fiecare cuvânt bun pronunțat de ea și din fiecare faptă a sa. Capitolul 5. Cum se dobândește smerita cugetare? La această întrebare vom răspunde că smerenia cea plină de har și întru totul desăvârșită este dar de la Dumnezeu, însă un dar care se dă celor ce se trudesc să-l capete. Dacă dorești să-l ai, nevoiește-te spre dobândirea lui și Dumnezeu ți-l va dărui. Iar nevoința căpătării smerite cugetări constă în următoarele: a săvârși faptele smereniei, a te căi permanent de păcatele tale și fără de cârtire a suporta necazurile în viață, ori de unde ar veni ele, fie de la oameni răi, fie de la demoni, fie de-a dreptul de la binecuvântata pronie a lui Dumnezeu care te încearcă. Cel ce se smerește în acest chip dobândește belșug de har dumnezeiesc, iar harul îi va da puteri încă și mai multe spre a se smeri. Astfel se formează următorul circuit binecuvântat. Cel ce se nevoiește pentru smerenie sapă în sufletul său un puț adânc spre a aduna acolo pe cât este posibil de multe izvoare harice, iar harul îl va însufleți și îl va întări să poată săpa încă și mai adânc. Astfel se ajunge la un fel de foame nesăturată de smerenie și la o nestinsă sete de cât mai mult har, care este în realitate o neîncetată năzuință spre o mai mare și mai fericită apropiere de Dumnezeu. Când sufletul este cuprins de o asemenea binecuvântată năzuință, orice suferință, chiar și cea mai mare, devine suportabilă. Ava Dorotei scrie că într-o smerită cugetare se află toată bucuria, slava și liniștea omului, că smerita cugetare ne este dătătoare de viață și mântuitoare. Ca să dobândim însă adevărata smerenie desăvârșită, nu este îndestulător a ne socoti păcătoși și nici faptul de a nu vedea nimic bun întru sine, deoarece, într-adevăr, aceasta este o realitate. După cuvintele Sfântului Isac Siru, nu orice om care este modest și tăcut, ori înțelept, ori blând din fire, a atins deja înălțimea smeritei cugetări. Dimpotrivă, are cu adevărat smerita cugetare acela care poartă ascuns întru sine un lucru vrednic de laudă, însă nu se mândrește cu el, ci în gândul lui îl socotește ca pe un fir de praf. De lăudat este, se înțelege, a te smeri adânc la pomenirea căderilor tale în păcat de mai înainte, însă nici aceasta nu este desăvârșită smerită cugetare. Cel desăvârșit în smerenie nu caută pricini de a se smeri, căci el a dobândit darul smereniei, în lumina căruia se vede pe sine ca pe un om de disprețuit și ca păcătosul cel mai de pe urmă, măcar de-ar și cunoaște tainele tuturor lucrurilor duhovnicești, măcar de-i s-ar și supune lui, precum lui Adam înainte de cădere, toate făpturile, chiar și fiarele cele mai însetate de sânge, el însuși se socotește pe sine ca ceva neînsemnat. Această schimbare în om, mândru și iubitor de sine prin fire, nu este în stare
să săvârșească în chip firesc smerenia, ci doar suprafiriasca, harica smerită cugetare, care îndată ce se dobândește, se manifestă ca o putere. Această putere au primit-o Sfinții Apostoli la cinzecime în chip de limbi de foc. Pe ea o primesc și Sfinții plăcuți a lui Dumnezeu, după îndelungi nevoințe și mare trudă duhovnicească. La oamenii neduhovnicești, o astfel de trudă pare de nesuportat și ei îndată se leapădă de ea. Însă, pentru cei duhovnicești, aceasta, pe cât este de grea, pe atât este de râvnită, căci ei gustă întru ea harul care îi întărește și simt mângâierea lui Dumnezeu care îi umple de fericire. Există creștini ce înțeleg că fără smerenie nu există nici liniște vremelnică și nici mântuire veșnică. Nedeprinși însă cu nevoința, ei nu întreprind nimic spre a dobândi această virtute de temelie. Inima lor dorește să o capete pe ea, însă fără niciun efort. Și pentru că ei nu avansează în lucrarea lor duhovnicească, întreabă permanent cum se dobândește smerenia și întru totul se află în ceață după această întrebare, iar ceața vine de la diavol. El îi împiedică cu rea intenție să ia o hotărâre fermă spre îndreptare și să lucreze la dobândirea smeritei cugetări. De aceea le arată lor această lucrare în chip neclar, foarte complexă și de neînfăptuit. Însă, în realitate, ea este foarte simplă și limpede, însă se înțelege deloc ușoară, deoarece se cere o permanentă încordare și luptă cu sine însuși, o permanentă călcare în picioare a iubirii de sine și a mândriei tale adânc înrădăcinată în inimă. Adevăratul creștin însă nu are de ce să se teamă, știind că la orice generoasă sforțare de a ne smeri, ne vine în ajutor atotputernicul har al lui Dumnezeu. Înarmat cu el, truditorii virtuții și-au înfrânt mândria și iubirea de sine. Smerenia se dobândește în următorul chip. Dacă aproapele se arată cu dispreț față de tine, dacă te necăjește, ori te clevetește, ori te vatămă, încearcă să stingi în chip firesc revolta născută în inima ta, amintindu-ți de păcatele tale ascunse și vrednice de plâns, și spune-ți că trebuie să rapsi neplăcerile aproapelui tău spre a te curăța astfel de toată ticoloșia ascunsă întru tine. Iar prin această nevoință a ta, tu vei face dovada că însetezi să capeți darul smereniei cele pline de har. Dacă demonii încep să-ți întindă curse, să se strecoare în gândul tău, să trezească în inima ta cele mai necurate dorințe, să zugrăvească în imaginație cele mai ticăloase priveliști, ori să te ajute să croiești planuri de răzbunare, sau cum să rănești, ori să păcătuiești, nevoiește-te cu rugăciune smerită să te împotrivești acestor nevăzuți ispititori, suspină din adâncul sufletului tău și varsă multe lacrimi. Așa vei face dovada că înaintea egoistei plăceri de sine preferi smerita pocăință. Atunci Dumnezeu îți va da smerenia cea plină de har care va pune pe fugă pe demon. Dacă însuși Dumnezeu, în binecuvântata lui Pronie, te încearcă și te povățuiește într-o smerenie, îngăduind în viața ta diferite necazuri, nereușite, boli, pedepse, pagube și orice alt chip de suferință, adună-ți toate puterile tale sufletești în a nu cârti împotriva lui. Leapădă-te de toate întrebările cele trufașe, de ce mă ceartă Dumnezeu, oare chiar așa de mult am greșit, și îmbrățișează necazurile ca pe o răsplată meritată a păcatelor tale
și ca pe un leac plin de milostivire pentru nelegiuirile tale văzute ori ascunse. Atunci vei căpăta ușurare și Dumnezeu îți va da în dar smerita cugetare, în lumina căreia îți vor deveni limpede cuvintele Sfântului Apostol Pavel. Orice mustrare, la început nu pare că e de bucurie, ci de întristare, dar mai pe urmă dă celor încercați cu ea roada pașnică a dreptății, Evrei 12:11. Dacă vei proceda întotdeauna astfel, Dumnezeu, care a îngăduit toate acestea spre a te povățui într-o smerită cugetare, îți va preface ispitele tale în lucru folositor pentru sufletul tău. Învinuirile cele trufașe ale celor din jur în smerita conștientizare a propriei tale zădărnicii, răutățile cele străine în virtutea ta, ispitele cele diavolești în nevoința ta, tulburările prin care ai trecut în trainica pace. Creștinii cei plini de înțelepciune știu că în viața noastră nimic nu se întâmplă fără binecuvântata îngăduința lui Dumnezeu și de aceea primesc toate lucrurile fără decârtire, ca pe un examen de trebuință, în urma căruia li se pregătește lor marea bucurie duhovnicească. Nu tot astfel se întâmplă cu oamenii legați de dezmierdările pământești. Ei întotdeauna se încruntă îndată ce li se întâmplă ceva neplăcut și prin aceasta se îndepărtează vădit de smerenie. Doar cei răbdători, care se zmeresc, folosesc necazurile din viață spre îmbogățirea lor duhovnicească și spre mântuire. Ei văd limpede că Dumnezeu, în chip proniator, nu îndepărtează de la ei ispitele, pentru că acestea sunt scut împotriva mândriei, scut care îi păzește de pierire. Pentru smerita cugetare, care îi privește în tainele Duhului, lucrurile se întorc astfel încât omul vede limpede în dușmanii săi, prieteni fără de voie, în demoni ispititori neputincioși și în binecuvântata purtare de grijă a lui Dumnezeu, care îngăduie diferite necazuri în viața noastră, iubire și înțeleaptă conducere spre mântuire. Pentru un astfel de creștin, bunăstarea ascunde primejdii, iar necazurile sunt pline de leac. Laudele sunt o travă, iar ocările hrană. Mulțumirea de sine este moarte, iar permanenta neliniște de mântuire, viață. Unul ar spune cu mare îndreptățire, cine se roagă pentru smerenie, se roagă să-i se trimită cineva care să-l necăjească. Însă la orice ofensă stă alături îngerul păzitor ca să-l mânghe și să-l încurajeze spre smerenie. Lângă cel căruia îi se aduc laude de către lingușitori, stă un demon ispititor ca să-l înșele spre slavă deșartă. Îndelungi sunt luptele și nu puține sunt nevoințele duhovnicești ale celui dornic să capete binecuvântata smerenie. Însă după aceste lupte, dezlănțuite ca o furtună de patim în suflet, în cele din urmă vine liniștirea. Atunci, la cele mai dușmănoase fapte ale aproapelui, asupra ta, la cele mai îndârjite atacuri diavolești, la toate ispitele îngăduite ție de către dumnezeiasca pronie, tu te vei afla precum Iov, întărit, chipzuit și blând, sub acoperământul smereniei pe care Dumnezeu ți-l va dărui și te vei simți sub aripile lui Dumnezeu fără de primejdie. Psalmul 90:4, precum vapoarele sunt în siguranță în fața celor mai puternice valuri ale mării îndată ce au ajuns la liman. Despre cei ce au iubit smerenia, adevărații urmași a lui Hristos, istoria sfântă ne povestește că ei nu s-au tulburat de ispitele vieții, nici nu s-au îngrijorat de nedreptățile aproapelui împotriva lor. Dimpotrivă,
chiar ei înșiși însetau să fie disprețuiți și smeriți pentru a înainta în această virtute de seamă. Pe cât le era de greu, mai ales la început, în a purta crucea umilinței, cu atât mai mult se întăreau nevoința lor și într-atâta se umpleau de bucurie, asemenea oamenilor care după o boală grea încep să se îndrăvenească și să simtă cum le revin puterile. Nu există nimic mai important pentru noi în nevoințele noastre duhovnicești ca exersarea într-o smerenie și înaintarea într-o aceasta. Căci dacă avem smerenie, suntem aproape de mântuire, după cuvintele psalmistului: aproape este Domnul de cei umiliți la inimă și pe cei smeriți cu Duhul îi va mântui. Psalmul 33, cu 17. A fost întrebat un stareț plin de har în ce constă reușita omului în viața duhovnicească. Starețul a răspuns: izbânda omului este ascunsă în smerenie. Cu cât omul se smerește mai mult, cu atât mai mult izbândește. Eu prefer zdrobirea prin smerita cugetare înaintea biruinței cu trufie, a spus altul. Și pe deplin adevărat, căci biruința plină de trufie, prin triumful ei exterior, este cădere lăuntrică, iar smerita pătimire a zdrobirii, prin arătarea ei cea de afară, este biruință lăuntrică. Despre Ava Macarie se povestește că atunci când veneau la el oarecare frați și arătau mare cinste ca unui sfânt, el nu le acorda nicio atenție și nu sta de vorbă cu ei. Dacă venea însă cineva care, asemenea unui om de rând, îi spunea defăimându-i: Ava, atunci când tu mânai cămirile și furai ca să vinzi după aceea cele furate, nu te băteau cu ciomegile păstorii? Atunci, Sfântul Macarie, cu bucurie sta de vorbă cu un astfel de om despre orice întrebare duhovnicească pusă de el. Pentru smerenie, Sfinții Părinți au răbdat de bunăvoie și drepte și nedrepte îmboldiri. Odată Sfântul Ioan Colov stătea înaintea bisericii, iar frații mănăstirii îl înconjurau și îi puneau lui întrebări în legătură cu gândurile lor. Văzând aceasta, un stareț plin de pismă nu a mai răbdat și a spus: Ioane, paharul tău e plin de fățărnicie. Ioan a răspuns: adevărat este aceasta, iar aici tu întărești, văzând numai partea de din afara paharului. Însă ce ai fi spus dacă ai fi văzut și partea lui lăuntrică? Unii plăcuți a lui Dumnezeu, mai cu seamă nebunii pentru Hristos, intenționat se prefăceau anormali spre a fi jigniți, huliți, bajocoriți și astfel să aibă motiv de a se nevoi într-o smerenie. În acest chip, ei au atins adâncul plinătății harului în această dumnezeiască virtute. Sfinții Părinți spun că la dobândirea curăției trebuie să se fugă de ispită, iar în dobândirea smeritei cugetări trebuie să se întâmpine și să se suporte cu bărbăție ispitele venite. Dacă Dumnezeu îți trimite vreun lucru care te așează în împrejurări pline de umilință, primește cu inima plină de pace această ispită, ca să dobândești a tot biruitoarea smerenie. La cuvintele arțăgoase și pline de răutate revărsate asupra ta, iartă și vei învăța cu pace să suporți asemenea lucruri. Cu poftă ascultă pe aceia care te deprind într-o răbdare, pregătindu-te mai dinainte să tași cu blândețe, după cum a spus psalmistul: gata am fost și nu m-am tulburat. Psalmul 118:160. La jignirea venită pe neașteptate, taci și te roagă. Când taci, te umpli de putere. Ieșirea din orice situație grea este tăcerea buzelor. Însă cel mai lucrător chip al smereniei de sine este tăierea propriei tale voi. Sfântul Varnufie sublinează aceasta în mod limpede spunând:
smerenia constă în a se socoti omul pe sine ca nefiind ceva, în a-și tăia întru toate voia sa, a se supune tuturor și fără tulburare a suporta acelea care vin din afară. Nu trebuie ca el însuși să caute pentru sine lucruri pline de umilință, căci aceasta conduce spre slavă deșartă, împiedică izbânda și aduce mai multă vătămare decât folos. Dacă îți trimite însă Dumnezeu vreo lucrare de umilință, fie printr-un oarecare om, fie prin oarecare împrejurări, nu trebuie să te împotrivești ori să te revolți, ci să te supui într-o ascultare. Aceasta conduce spre izbândă. Umilința, continuă Sfântul Varnufie, poate fi de două feluri. Una izvorâtă din propria ta inimă, aceasta este smerirea de sine, iar alta vine din necazurile primite din afară. Umilința ca urmare a necazurilor din afară este mai mare decât cea care provine din propria noastră inimă, căci mai ușor este ca tu singur să suporți jignirile decât să suporți ofensele altor oameni. Cea de pe urmă pricinuiește o mai mare durere în inimă. O asemenea suportare a ofenselor din partea aproapelui este o adevărată nevoință duhovnicească de dobândirea smereniei. Această nevoință nu este zadarnică. Atunci când ne ostenim spre a dobândi smerenia, cea plină de virtute, Dumnezeu se milostivește și ne ajută. Sfântul Isaac Siru dă mărturie în acest sens. Dacă omul se smerește, îndată mila lui Dumnezeu îl înconjoară. Atunci inima simte dumnezeiescul ajutor și află oarecare tărie de încredințare lăuntrică ce se îndreaptă întru el. Atunci inima lui se umple într-o clipă de credință. Omul poate și trebuie să se smerească. Dumnezeu ne obligă la aceasta. 1 Petru 5:6. Însă a ajunge până la desăvârșită smerenie nu stă în puterea niciunui muritor de rând. Numai Dumnezeu poate să dăruiască desăvârșită smerenie. Iar aici există un adânc înțeles proniator. Această smerenie primită de la Dumnezeu ne umilește cu adevărat, în timp ce smerenia omenească poate să ne arunce chiar și în mândrie. Cel ce se nevoiește cu adevărat într-o dobândirea smereniei, permanent se înjosește pe sine, spunându-și în mintea sa, însă nu înaintea altora, ca să nu se nască nicio falsă mărturie. Eu nu sunt drept, nu mă nevoiesc așa cum trebuie și în fiecare zi pun doar începutul. Iată, cu o astfel de modestie trebuie să se nevoiască fiecare om. Sfântul Ioan Gură de Aur ne povățuiește spre cererea smerită a binecuvântatei smerenii prin minunata lui rugăciune de seară, alcătuită din 24 de cereri, din care cea de-a 10-a glăsuiește astfel: Doamne, Dumnezeul meu, deși nu am săvârșit niciun bine înaintea Ta, dă-mi harul Tău să pun un început bun. Dacă noi multă vreme ne ostenim în acest chip, socotindu-ne că nu am făcut nimic, dacă ne căim și ne vedem ca cei mai păcătoși dintre toți oamenii, în inima noastră se va evi, pe neașteptate, dorința și dăruita smerenie cea plină de har de la Dumnezeu și ceva întru totul minunat împreună cu ea, harica luminare care va pătrunde asemenea unei raze în cămăruța interioară a inimii noastre. Și deodată noi vom vedea că acolo văzduhul nu este așa curat cum ni se părea până atunci și cum în el se plimbă praful păcatului, pe care noi nu-l observăm din pricina întunecimii din noi. Și astfel, văzând atât de multe păcate neconștientizate până în acel moment, ne vom plânge pe noi înșine și din ce în ce mai mult
ne vom întări în convingerea că suntem foarte păcătoși. Această smerită și sinceră convingere ne va trezi la pocăință, iar pocăința va spori într-un noi lumina cea duhovnicească. În lumina ei harică ne va fi cu putință să vedem încă și mai clar și cele mai ascunse păcate, atât cele actuale, cât și cele trecute. Aceasta ne va smeri spre a primi spre pocăință lumina cea nouă a smereniei, până ce ajungem în curăția noastră la măsura vârstei de plinătății lui Hristos, Efeseni 4:13, până ce vom conștientiza că mult ne-am ostenit, însă nu noi, ci dumnezeiescul har care este întru noi, 1 Corinteni 15:10. Astfel, cu cât primim mai multă lumină, cu atât ne simțim mai păcătoși, și cu cât mai păcătoși ne simțim, cu atât mai multă smerenie ne va umple și ne va deveni aceasta minunată întru ochii noștri. Pe când alții ne văd asemenea sfinților, noi ne vom simți ca păcătoșii cei mai de pe urmă. Ava Dorotei povestește. Odată Ava Zosima vorbea despre smerenie, iar un bărbat învățat, care dorea să înțeleagă cât mai limpede această noțiune, l-a întrebat: spune-mi, cum te socotești tu ca păcătos? Oare nu știi că ești sfânt? Oare nu știi că ai virtuți? Iată, vezi că împlinești poruncile. Dacă e așa, cum atunci te socotești păcătos? Starețul nu știa cum să-i răspundă, ci repeta doar: nu știu cum să spun, însă mă socotesc ca păcătos. Observând că starețul se străduia să-i răspundă, m-am amestecat în vorbă, adresându-mă filozofului: nu tot așa este oare și în știința filozofiei? Când cineva se instruiește bine în această știință și se ocupă cu ea, el dobândește după această îndelenicire a sa o oarecare obișnuință, fără ca să-și explice singur cum a ajuns cunoscător în acest lucru. Treptat, pe nebăgare de seamă, sufletul a dobândit deprinderea prin exersarea în această știință. Tot astfel este și cu smerenia. Din împlinirea dumnezeieștilor porunci, dobândește oarecare obișnuință către smerenie și nu știi cum să exprimi aceasta în cuvinte. Când Ava Zosima a auzit aceasta, s-a bucurat, m-a îmbrățișat și a spus: întocmai așa este, după cum ai explicat. Filozoful mulțumit s-a pus și el de acord cu noi. Pe calea smereniei există realizări și nerealizări, căderi și ridicări. Însă acest fapt nu trebuie să ne facă nefericiți. Astfel este duhovnicească lege. Dacă te împotrivești cu putere demonilor, ei se vor ridica cu război puternic împotriva ta. Însă nu trebuie să ne îngrijorăm, cunoscând că tocmai atunci este cu noi Dumnezeu, cel plin de biruință. Să stăm îndrăzneți de strajă și să fim cu luare aminte. Dacă vine durerea, să răbdăm cu mărinimie. Durerile ne arată că există Dumnezeu, care ne iubește în ciuda păcatelor noastre și ne aduce aminte de El. Dacă ni se întâmplă vreun necaz ce nu atârnă de noi, să ne înclinăm cu smerită supunere capul înaintea celor rânduite de pronia dumnezeiască. Necazurile pentru cei ce se pocăiesc sunt cărări către Dumnezeu. Dacă ni se arată alte ispite, fie din răutatea diavolească, fie de la oamenii răi, să le întâmpinăm cu credință și nădejde. Astfel, planul demonic cel plin de răutate se va preface nouă în mare bunătate duhovnicească și planurile lui Dumnezeu, cele mântuitoare, privitoare la noi, se vor înfăptui. Izbânzile să ne umple de nădejde, fără să cădem însă în mândrie, iar neizbânzile să ne zmerească, fără să ne conducă la deznădejde, iar atunci
când și din neizbânzile pricinuite, după îngăduința lui Dumnezeu, de către diavol, noi ne vom folosi spre a ne smeri, fără a cădea în deznădejde. Prin aceasta vom face pe diavol să cadă în deznădejde. Sfântul Marcu Ascetul afirmă că dacă noi înșine, fără oarecare îmboldire din afară, ne-am fi străduit să dobândim smerita cugetare, nu ar fi fost nevoie să fim pedepsiți. Toate răutățile și necazurile, scrie el, care ni se întâmplă, ni se trimit datorită faptului că suntem mândri. Căci dacă chiar și Sfântul Apostol Pavel, spre a nu se înălța, i-a fost trimis un înger al Satanei ca să-l bată pe față, 2 Corinteni 12:7, cu atât mai mult îi va fi îngăduit lui Satana să ne asuprească atunci când ne mândrim spre a ne smeri. Protopărinții noștri din Vechiul Testament au avut case, bogății, au avut soții, s-au îngrijit de copii, dar pentru nemărginita lor smerită cugetare vorbeau cu Dumnezeu. Iar noi ne-am îndepărtat de lume, am disprețuit bogăția, ne-am lăsat casele și, crezând că suntem alături de Dumnezeu, am fost bajocoriți de demoni pentru mândria noastră. Acela care este înfumurat nu se cunoaște nici măcar pe sine însuși, căci dacă și-ar fi văzut nebunia și neputința lui, nu s-ar fi înălțat. Însă, necunoscându-se pe sine, cum ar putea să-l cunoască pe Dumnezeu? Dacă el nu a putut să-și cunoască nechipzuința sa în care dăinuie, cum va putea să cunoască înțelepciunea lui Dumnezeu, de care se află atât de departe, fiind străin de aceasta? Cel ce cunoaște pe Dumnezeu, contemplă măreția lui și, dojenindu-se pe sine însuși, vorbește asemenea fericitului Iov. Din spusele unora și altora, auzisem despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Pentru aceea mă urgisesc eu pe mine însumi și mă pocăiesc în praf și în cenușe. Iov 42:5-6. Iar noi, dacă dorim să contemplăm dumnezeirea, trebuie să ne dojenim pe noi înșine și să căpătăm smerita cugetare spre a putea nu numai să-L vedem înaintea noastră, ci să avem și bucuria ca El să locuiască și să odihnească întru noi și să ne desfătăm întru El. În acest chip, nebunia noastră va fi înțelepțită de înțelepciunea Lui și neputința noastră va fi biruită de puterea Lui. Asemenea tuturor celorlalți părinți, Sfântul Marc Ascetu găsește că și cele mai mari fapte bune, fără smerenie, sunt neîndestulătoare pentru mântuire. Așa sunt nevoințele firești din afară, însă nevoința creștinului trebuie să fie în primul rând lăuntrică, ascunsă. Ca să nădăjduiești în virtuțile tale văzute, înseamnă să fii înșelat de diavol prin simțământul mulțumirii de sine născut în inima ta. Această mulțumire de sine este pierzătoare. Vorbind despre adevărata smerenie, Hristos ne îndeamnă: când veți face toate cele poruncite vouă, să ziceți: suntem slugi netrebnice pentru că am făcut ceea ce eram datori să facem. Luca 17:10. Se întâmplă ca unii oameni, spune Sfântul Marcu, să primească har, însă diavolul, care își caută mereu cuib între ei, le împletește curse ca să se abată de bunăvoie, nu îi spitește și astfel îi face să creadă că mintea lor s-a curățit. După aceasta, vrăjmașul conduce pe om în rătăcire, cum că deja este un creștin desăvârșit. Și când un astfel de om devine fără purtare de grijă, diavolul dintr-o dată îl atacă în chip războinic, îl ispitește și îl duce în iad. Diavolul este de atâtea mii de ani. Lucrul lui constă în a pierde sufletele oamenilor. El poate să lucreze din cele sădite în inimă
și uneori nu se arată deloc ca să ducă sufletul în părere de sine, cum că a atins desăvârșirea. Temelia creștinătății aceasta este, oricât de multe fapte ale dreptății săvârșești, să nu te bizui pe ele și să nu te socotești un om înalt, ci să fii sărac cu Duhul. Cel mai sigur izbândesc în viața duhovnicească aceia care izbândesc în smerenie. Școala lui Hristos este o școală aspră, de unde vor cădea toți cei care nu rezistă cu succes examenului smereniei. Însă acela care ia acest examen trece într-o clasă superioară fără să mai fie nevoie să susțină examenul la alte virtuți. Întru ele, omul poate să se deprindă și mai târziu că smerenia le poartă în sine ca germene. Însă acestea nu întotdeauna au smerenia ca temelia lor și de aceea nu întotdeauna sunt mântuitoare. Cel ce este cu adevărat creștin se cunoaște nu atâta după post, după mersul la biserică, după cuvintele vlavioase, după mulțimea cunoștințelor duhovnicești, după citirea cărților bisericești, cât mai ales după smerenie. Cel ce suportă învinuirile nedrepte, cel ce nu se supără de bârfere la adresa lui, atunci când nu este de față, care la o ceartă își primește primul iertare, deși nu este vinovat, acela este creștin. Acela care, disprețuit fiind, nu jignește, care la răutate răspunde printr-o faptă bună, care împlinește cu bucurie toate dumnezeieștele porunci și crede că nu a realizat nimic, acela este creștin. Acela care, fiind dăruit de Dumnezeu cu multe și înalte însușiri, se socotește sincer cel mai rău dintre toți, acela este creștin. Un tânăr monarh s-a lăudat la Ava Sisoe: eu am întotdeauna gândul lui Dumnezeu. Starețul i-a răspuns: nu e mare lucru că gândul tău este la Dumnezeu. Lucru înalt este să-ți dai seama că ești cel mai prejos decât toată făptura. Această conștiință, împreună cu nevoința trupească, conduce la deprinderea smereniei. Dacă dorim să mergem într-o altă țară, nu este de trebuință să luăm cu noi bagaje și multe cărți. Este de ajuns să avem doar o cărticică numită pașaport. Dacă o avem cu noi, ni se va da voie să trecem granița. Dacă nu o avem, orice bagaj al nostru, oricât de valoros ar fi el, nu ne va ajuta. Se înțelege, dacă este valoros acest bagaj, nu ne va fi deloc inutil când trecem granița într-un alt stat, căci prin el noi ne vom asigura acolo traiul nostru. Însă nu acest bagaj ne va deschide porțile altui stat, ci doar pașaportul. În viața duhovnicească, pașaportul este smerenia. Bagajul sunt virtuțile. Oricât de trebuitoare ar fi ele, fără smerenie nu sunt în stare să ne deschidă porțile împărăției lui Dumnezeu. Doar smerenia ne dă acces la această minunată împărăție a Harului. Să luăm o altă pildă. Ajungi într-un loc noaptea și duci cu tine valize grele, pline de lucruri de valoare. Dorești să urci până la ultimul etaj al unei clădiri foarte înalte. Ascensorul poate să te ducă destul de ușor și de rapid sus, pentru o mică monedă. Însă constați că tu nu ai această monedă. În buzunarul tău sunt alți bani, de hârtie, însă aceștia nu-ți folosesc, pentru că fiind noapte, nu ai unde să-i schimbi. Și iată, cu toți banii tăi, tu rămâi jos și nu poți să urci la etajul cel mai de sus. Tot astfel este și în viața duhovnicească. Poți să ai o mulțime de bogății duhovnicești, mulțime de virtuți, dacă nu ai însă bănuțul smereniei, nu vei putea să urci la cer, ci vei rămâne jos. Minunat lucru este smerita cugetare. Pe cât de măruntă la chip, aceasta are putere făcătoare de minuni,
de a mântui și de a ridica spre înalt. Când păcatul este acoperit de smerita cugetare, în cele din urmă, după cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, aceasta se arată mai puternică decât dreptatea, unită cu mândria. Însă dacă smerenia se unește cu dreptatea, până unde nu va ajunge aceasta și care cer nu-l va întrece? Fără îndoială, ea va sta cu mare îndrăzneală chiar în jurul tronului lui Dumnezeu, în mijlocul îngerilor. Nici o altă virtute a noastră nu poate să dăinuie fără smerenie. Curăția, fecioria, disprețuirea banilor, totul este necurat, ticălos și mârșav dacă într-o virtute nu există smerita cugetare. Dumnezeu pentru aceasta ne-a creat din două firi, pentru că atunci când tu te înalți cu mândrie, micimea trupului să te smerească, iar când gândești ceva de jos și nevrednic de cinste dată ție de Dumnezeu, noblețea sufletului să te ridice până la comparația cu puterile cerești. Creat pentru cer, omul păcătos îl va atinge doar dacă pe pământ se consideră pe sine mai jos decât orice altă făptură. Dacă se înalță deasupra oamenilor, celor asemenea lui, el va cădea în iad. După învățătura Sfinților Părinți, nimic nu este atât de scump la Dumnezeu ca aceea de a te socoti ultimul dintre cei mai de pe urmă păcătoși și de a nu te lăuda cu niciun dar. Săracul Lazar, din binecunoscuta pilda lui Hristos, Luca 16, versetele 19 până la 31, nu avea oarecare fapte deosebite, însă a fost într-o răbdare a lui smerit și într-o smerenie a lui răbdător. Cu aceasta el s-a mântuit. Prin urmare, dreaptă este cugetarea Sfinților Părinți că smerenia înseamnă scurtarea căi spre mântuire. Odată, la vestitul Ava Macarie, egipteanu, a venit un înger trimis de Dumnezeu și i-a spus: Macarie, nu te teme de atacurile nevăzuților vrăjmași, căci bunul nostru Dumnezeu nu se va întoarce de la tine și nu va înceta să te întărească. Fii cu bărbăție și întărește-te. Cu vitejie înfrânge începătoriile și puterile potrivnice, demonii. Dar să nu te înalți într-o nevoințele tale, ca să nu te părăsească ajutorul cel dumnezeiesc și să nu cazi cu mare cădere. Sfântul Macarie a răspuns într-o mulțime de lacrimi: Cu ce să mă înalți, când sufletul meu, asemenea unei desfrânate, se hrănește cu răul miros a necuratelor gânduri insuflate de demoni. În acest caz, foarte ziditor este faptul că chiar și acest minunat sfânt a avut, cu îngăduința lui Dumnezeu, gânduri de desfrânare pe care el, se înțelege, le-a respins. Ele i-au fost îngăduite spre a avea motiv de smerenie, căci altfel, cu toate nevoințele și izbânzile lui duhovnicești, dacă s-ar fi mândrit, el ar fi căzut, oricât de sus s-ar fi ridicat. Dacă virtutea curăției este cea mai minunată cunună așezată pe fruntea creștinilor celor curați cu inima, smerita cugetare este însă cea mai discretă, cea mai înmiresmată floare a acestei cununi. Nu întâmplător, unii numesc smerita cugetare vioreaua între virtuți și pe bună dreptate, deoarece între înmiresmata viorea de pădure și smerenie există extrem de multe asemănări. Vioreaua este o frântură de floare căreia îi place să se ascundă prin desișuri și ierburi. Tot astfel, și smerenia este în ochii multor oameni o virtute măruntă ce se ascunde la umbra sfioșeniei și a timidității. Vioreaua, pe cât este de măruntă, pe atât de ascunsă, fără de voie se trădează prin minunata culoare a ei albastră, ieșind în evidență printre frunzele și ierburile îngălbenite și uscate, cât și prin suavul ei parfum, ce se revarsă în zilele însorite de primăvară. Iar smerita cugetare
chiar dacă la vedere pare o virtute măruntă, robește pe cei din jur prin culoarea tăcerii sale discrete și prin miriasma ei duhovnicească ce iradiază din fiecare cuvânt bun pronunțat de ea și din fiecare faptă a sa. Capitolul 6. Roadele și slava smeritei cugetări. Trei sunt roadele principale a smeritei cugetări. 1. Prima roadă este dobândirea și menținerea harului, această dumnezeiască putere primită prin Sfântul Botez și prin taina miruirii spre mântuirea oricărui credincios. Romani 1:16. Fără har, nimeni nu poate să se mântuiască. Efeseni 2:8. Acest har dobândit pentru noi prin patimile de pe cruce și prin nevoința răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos este menit să întărească omul în credință și în virtute. El se dă în dar prin taina Sfântului Botez, a mirungerii și a celorlalte sfinte taine. Însă, dacă nu se păstrează și nu se lucrează prin smerenie, harul poate fi pierdut, iar harul odată pierdut, este pierdută și mântuirea. Cum aflăm har înaintea lui Dumnezeu? Întreabă Sfântul Ioan Gură de Aur și răspunde: cum altfel, dacă nu prin smerita cugetare? Dacă și oamenilor le este plăcută smerenia, cu atât mai mult lui Dumnezeu. Cel smerit, cu blândețea lui înmoaie inima și celor mai cruzi oameni. Cu cât mai mult, deci, omul cu inimă înfrântă și smerită va înmuia inima cea plină de dragoste a Părintelui Ceresc. Psalmul 50:19. Dumnezeu dăruiește harul oricărui om botezat, însă după o vreme se vedește că nu în toți lucrează. Cum aceasta? Poate că nu toți se străduiesc să dobândească smerenia, ci doar prin smerenie se menține și se mulțește harul. Să ne folosim de o pildă. Ți se dăruiește ulei scump de trandafir și ți se spune să-l răstorni într-un vas al tău. Dacă ți este la îndemână un astfel de vas, închis hermetic, tu vei păstra uleiul de trandafir și poți să ajungi peste el din nou. Însă dacă nu ai un astfel de vas, uleiul de trandafir se va evapora și îl vei pierde. Uleiul bine mirositor este harul, iar vasul închis hermetic este smerenia. Cu cât mai mare este vasul smereniei, cu atât mai mult har va încăpea întru el. Adevărata smerenie nu descoperă înaintea ochilor străini dobândirea harului și îl ferește de evaporare, iar mândria repede îl pierde prin lauda de sine. Și atâta belșug de har revarsă asupra noastră Dumnezeu, pe cât fiecare dintre noi se smerește, protejându-l cu o statornică îngrijire și luarea aminte întreaga viață. Prin post, rugăciune și fapte bune, El înmulțește harul în suflet dacă unește orice lucru bun al său cu smerenia. Harul se cunoaște după roadele pe care sufletul smerit le are. Aceste roade sunt bunătatea, blândețea, fapta bună, credința, curăția, înfrânarea și altele. Galateni 5:23. La cei mândri, nici pomeneală de asemenea manifestări binecuvântate. Căci, în timp ce oamenii smeriți se predau harului pe deplin spre a fi conduși de el, cei mândri se împotrivesc. Arhiepiscopul Serafim Sobolev spune: din Sfânta Scriptură ne este cunoscut că, pentru mândrie, Dumnezeu nu numai că lipsește pe oameni de harul său, însă își întoarce și fața de la ei ca dușmani ai săi, după cum este scris: Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. 1 Petru 5:5. Mândria este un păcat înfiorător, pentru că nu dorește să primească adevărurile insuflate nouă de Dumnezeu. Căci, după căderea în păcat a omului, devine un păcătos, vrednic de plâns, îndărătnic,
și de neîndreptat fără intervenție dumnezeiască. Cel mândru nu se supune creatorului său. În aceasta își află pierderea lui. El nu însetează după niciun har, socotind că poate singur să-și rezolve problemele sale. Nesocotind harul, omul îndepărtează dumnezeiasca purtare de grijă privitoare la el. Astfel, el se exclude singur din rândul acelora care, ajutați de har, merg pe calea mântuirii. Cel mândru înaintea oamenilor este mândru și înaintea lui Dumnezeu. El cu ușurință îndrăznește să se certe cu Creatorul său și încă și cu mai mare ușurință se supără pe el când îi se întâmplă să fie pedepsit de sus. Dumnezeieștele lecții trimise prin necazuri îi sunt lui potrivnice. El dorește să trăiască pe pământ ca un domn, de nimeni și de nimic deranjat. Și cum din pricina păcatelor noastre aceasta este cu neputință, și pentru că în binecuvântata lui grijă Dumnezeu adesea ne lovește cu necazuri spre a ne smeri, cel mândru este nemulțumit de Dumnezeu și cârtește împotriva lui. Cârtirea sa îl va pierde însă, precum primăvara când un vânt neașteptat de rece strică pomii înfloriți și ei nu mai dau rod, tot astfel și cârtirea strică sufletul celui mândru și el nu mai dă roadele smereniei. Însă, ce fel de rod poate să dea un suflet care singur se zăvorește de adierea călduța harului? Dacă dorești să nu te lipsești de acest minunat har dumnezeiesc, care întărește pe omul cel slab, împlinește cele de neatins prin puterile lui și lecuiește neputințele. Trebuie să o rup cu mândria, cu cârtirea și cu îngânfarea spre a te supune dumnezeieștii voi. Atunci harul se va sălășui întru tine și te va ajuta în orice lucru bun și te va conduce spre mântuire. Sfântul Marcu Ascetu afirmă că orice creștin a primit harul tainic al botezului, însă primește încredințarea vădită despre aceasta abia la sfârșit. Fiecare după cum a împlinit poruncile, împlinirea cu bună știință a poruncilor lui Hristos dă după o mulțime de patimi sincere o mângâiere pe măsură, însă și una și cealaltă la vremea lor. Fiecărui lucru al tău, sătuiește Sfântul Marcu, adaugă-i rugăciunea, pentru că nimic nu poți să săvârșești fără ajutorul lui Dumnezeu, adică fără har. Nu este nimic mai puternic ca rugăciunea de dobândire a dumnezeiescului sprijin și nimic mai folositor ca a bine plăcea lui Dumnezeu. Toată plinătatea poruncilor este ascunsă întru el, căci nu este nimic mai înalt decât dragostea de Dumnezeu. Dacă dorești să ai mai mult har, nu trebuie să pătimești după lucrurile pământești cele deșarte, ci încă și mai puțin spre păcate. Înălțarea duhovnicească este incompatibilă cu avântul material și cu păcatul. Cine se gândește la lucrurile materiale și cade în cursa păcatelor, se îndepărtează de har. Sfântul Marcu exprimă plastic acest adevăr prin următoarea comparație. Precum este o locuință materială pentru aer, astfel este și sufletul pentru dumnezeiescul har. Într-o casă există cu atât mai mult aer, cu cât mai multe lucruri sunt scoase afară din ea. Tot astfel și în privința harului. Cu atât mai mult ne cuprinde, cu cât mai mult golim inima noastră de grijile cele deșarte și de păcate. 2. A doua roadă a smereniei nu e mai puțin importantă pentru noi. Esența ei constă în eliberarea noastră de influența pierzătoare a demonilor. Smerenia este o putere extraordinară. Cu această putere, Sfinții Părinți au alungat de la ei pe demonii cei întunecați departe.
Odată Sfântul Macarie cel Mare s-a întors dintr-un loc mlăștinos la chilia sa, încărcat cu multe crengi de finic, și a văzut înaintea lui un diavol cu o secere ascuțită. Vrăjmașul a vrut să-l lovească cu răutate, însă nu a izbutit și a recunoscut: Macarie, din tine iese o mare putere, nu pot să stau înaintea ta. Iată, ce faci tu, fac și eu. Postești, asemenea și eu. Priveghezi, eu însă niciodată nu dorm. Doar cu un singur lucru mă întreci. Macarie l-a întrebat: care ar fi acela? Cu smerenia ta, i-a răspuns diavolul, de aceea nu pot să-ți fac nimic. Mare este puterea smereniei, dacă ea biruie și pe demonii cei mai mari. Oamenii lumești, fără știință duhovnicească, fug de smerenie ca de o slăbiciune, căci nu cunosc puterea ei. Însă diavolul o cunoaște foarte bine. El bajocorește în ochii noștri smerenia prin diferite glume și ironii, ca să ne ia cea mai strașnică armă împotriva lui. Însă creștinii cei înțelepți nu se supun părerilor schimbătoare despre smerenie și cu această armă înfrâng pe dușmanii lor cei fără de trup. Foarte mulți sfinți părinți au tămăduit pe cei cuprinși de duhuri rele prin marea putere a smereniei în aparență slabă. Odată, un oarecare mirian a adus în Tebaiada un îndrăcit la un sfânt stareț și l-a rugat pe el ca să-l tămăduiască. Starețul era plin de har și smerit. Împins de dragoste către cel suferind, el s-a rugat îndelung pentru acesta și în cele din urmă i-a spus demonului: ieși din făptura lui Dumnezeu. Demonul i-a răspuns: voi ieși dacă îmi spui care sunt caprele din Evanghelie și care sunt oile. Matei 25, 32 și 33. Starețul i-a răspuns: caprele sunt eu, iar oile le știe Dumnezeu. Auzind aceste cuvinte, demonul a strigat cu mare glas: ies pentru smerenia ta! Și în aceeași clipă a ieșit. Smerenia nu numai că înfrânge pe demoni, însă nici nu le îngăduie să înșele ori să conducă într-o ușoară înșelare pe drepții care se nevoiesc într-o evlavie. Unui oarecare frate i s-a arătat diavolul închipuit în înger de lumină și i-a spus lui: eu sunt Arhanghelul Gavril și am fost trimis la tine. Fratele, cuprins de smerenie, i-a răspuns: vei să nu fi fost trimis la altcineva. Eu nu sunt vrednic să văd îngeri. Și diavolul îndată s-a topit, pus pe fugă de smerenie. Ce s-ar fi întâmplat cu acest frate dacă el, îndulcit de vedenia îngerului, s-ar fi înșelat prin slavă deșartă? Vedeniile s-ar fi înmulțit, iar fratele, izgonind smerenia din inima lui și pornind pe drumul succeselor sale duhovnicești, ar fi pierdut. Însă smerenia l-a mântuit, tăind calea demonilor în sufletul său. Sfinții părinți sfătuiesc: chiar de ți se arată înger cu adevărat, tu nu-l primi pe acesta, ci smerește-ne pe tine spunând: eu trăiesc în păcate și de aceea nu sunt vrednic să văd îngeri. 3. A treia roadă a smereniei este următoarea. Ea păstrează în pușculița noastră duhovnicească de economii acel mic capital de fapte bune pe care Dumnezeu ne-a ajutat să-l săvârșim. Fără smerenie, acest capital duhovnicesc ar fi repede spulberat de risipitoarea slavă deșartă. Așa se și întâmplă când nu exersăm în diferite virtuți cu scopul de a fi lăudați. Matei, capitolul 6, Luca 18, versetele 11 și 12. Doar întru sine minunate, virtuțile sunt instabile înaintea ispitei mândriei, ce ne împinge spre arătarea lor. Dacă înăuntru ne mândrim cu ele, aceasta încetează să fie lucrarea noastră duhovnicească
hărăzite să ne ajute în ziua morții. La înfricoșătoarea judecată vor fi primite și recunoscute de Dumnezeu ca fiind valoroase doar acele virtuți cu care noi nu ne-am lăudat, ci chiar le-am uitat și pentru care, fiind atunci lăudați de Hristos, ne vom minuna neamintindu-ne când le-am săvârșit noi pe ele. Aceasta se arată în nedumerirea celor drepți. Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau gol și te-am îmbrăcat? Matei 25, versetele 37 până la 39. Noi ne mântuim după marea și dumnezeiasca milă, prin harul dăruit nouă de sus, însă nu fără fapte bune. Prevenindu-ne asupra laudei de sine, care și la cele mai de seamă fapte bune ale noastre poate să ne păgubească, Sfântul Apostol Pavel scrie, căci în har sunteți mântuiți, prin credință, și aceasta nu este de la voi, este darul lui Dumnezeu, nu din fapte, ca să nu se laude nimeni. Efeseni 2, 8 și 9. Spunând aceste cuvinte, apostolul nu leapă de faptele bune, ci îndată arată locul lor în lucrarea mântuirii noastre prin următoarele cuvinte. Pentru ca lui făptură suntem, zidiți în Hristos Iisus spre fapte bune pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte ca să umblăm întru ele. Efeseni 2 cu 10. După învățătura Sfinților Apostoli, tot ceea ce ne poate îndreptăți înaintea Domnului este harul din partea lui Dumnezeu și credința din partea omului, însă nu credință deșartă pe care o au și demonii, Iacob 2 cu 19, ci credința care este lucrătoare prin iubire, Galateni 5 cu 6. Un asemenea înțeles îl au cuvintele Sfântului Apostol Iacov. Vedeți dar că din fapte este îndreptat omul, iar nu numai din credință, Iacob 2 cu 24. Tocmai spre a ne dărui harul și adevărul, Ioan 1 cu 17, Fiul lui Dumnezeu s-a pogorât din cer. El ne-a răscumpărat în dar, însă pentru a ne folosi de această dumnezeiască răscumpărare și spre a primi justificarea mântuirii, noi suntem datori, îndată ce am primit harul prin botez și prin celelalte sfinte taine, să-L lucrăm pe El, după pilda lui Hristos despre talanți, Matei 25, versetele 14 până la 30, și nu să-L îngropăm în nerodire. Lucrarea talanților, acestea sunt faptele bune. Ele nu sunt meritul nostru, pentru că noi nu putem să le săvârșim fără ajutorul harului. Ele sunt datoria noastră. Meritele îngânfă, iar datoria smerește, după cuvintele Mântuitorului. Când veți face toate cele poruncite vouă, să ziceți, suntem slugi netrebnice, pentru că am făcut ceea ce eram datori să facem. Luca 17 cu 10. Zdrobind învățătura cea mincinoasă privitoare la mântuire, Sfântul Marcu Ascetu scrie, unii, fără să împlinească poruncele, gândesc că ei cred drept, iar alții, împlinindu-le, așteaptă împărăția cerurilor ca o răsplată datorată. Și unii și alții greșesc împotriva adevărului. Deci, pentru mântuirea noastră, sunt necesare atât harul și credința, cât și faptele bune. Cine se nevoiește să împlinească poruncele lui Hristos, acela se va îmbogăți în virtuți. Cel îmbogățit în virtuți crește în asemănarea cu Dumnezeu și dezvoltă întru sine posibilitatea de a se bucura de părtășia cu Dumnezeu. Iată, din această pricină, faptele bune sunt întru totul trebuincioase mântuirii noastre. Dacă nu ar fi fost trebuincioase, ne-am fi întrebat, pentru ce ne-a dat atunci Hristos poruncele sale? Mântuitorul încă mai dinainte a prevenit, iar orice pom care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. De aceea, după roadele lor îi veți cunoaște. Și continuă,
nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel care face voia Tatălui meu, celui din ceruri. Matei 7, 19 până la 21. Deci, în împărăția cerurilor vor intra nu cei care doar au înfățișarea adevăratei credințe, 2 Timotei 3 cu 5, ci aceia care împlinesc voia Părintelui Ceresc. Pentru mântuirea noastră, spune Arhimandritul Serafim Sobolev, nu este de ajuns să primim harul Duhului Sfânt prin taina Sfântului Botez și a Mirungerii. Noi trebuie să-L descoperim în viața noastră prin împlinirea dumnezeieștilor porunci. Prin urmare, suntem datori a săvârși fapte bune, a căpăta deprinderi bune și plăcute lui Dumnezeu întru noi și a ne îmbogăți în virtuți, fără însă a ne bizui pe ele spre a nu cădea în pierzătoarea înșelare de sine. Căci faptele bune, întru care nădăjduiește omul, fac mântuirea lui fără de nădejde. Dumnezeu recunoaște doar acele fapte bune pe care noi nu le socotim ca merite ale noastre. Fără aceste fapte bune, pecetruite cu smerenie, nu există mântuire. Doar smerenia este o asemenea faptă. Însă nici aceasta nu mântuiește când este arătată. Dacă socotești că nu o ai, atunci te vei mântui. Pentru noi este o datorie de a crede drept și de a săvârși prin smerenie faptele noastre cele bune. Spre a le păzi însă, trebuie să le închidem în tainica răclița smereniei cu cheia tăcerii. Dacă nu le păstrăm prin tăcere, atât noi, cât și ele, vom pieri, iar smerenia noastră va dispărea. Și atunci, toate nevoințele ne vor fi zadarnice. Diavolul jefuiește sufletele pline de slavă deșartă. Își dă oare seama credinciosul de ce se lipsește prin această jefuire? De acele fapte care, dacă sunt unite cu smerenia, ne fac bogați în împărăția cerurilor și ne aduc bunătățile milei dumnezeiești cu dobândă. Celui ce are smerenie și fapte bune, îi se va da și îi va prisosi. Iar celui ce nu are smerenie, aceluia și cele pe care le are se vor lua de la el. Matei 13 cu 12. Trebuie să ne amintim că în jurul creștinilor virtuoși roiesc în permanență diavolii. Ei urmăresc să jefuiască comorile lor cele duhovnicești. Dacă omul virtuos este însă smerit cu adevărat, față de unul ca aceștia diavolii devin neputincioși. Plăcuții lui Dumnezeu au știut toate aceste lucruri și au păstrat cu taină de plină binele săvârșit. Unii s-au păzit până la o asemenea treaptă în a-și ascunde nevoințele lor că au preferat să fie torturați și chiar să moară decât să vorbească despre ei înșiși. În viețile sfinților sunt descrise întâmplări cutremurătoare despre smerenia sfinților mucenici. Astfel a fost, de pildă, Sfântul Vasile cel Nou. El trăia asemenea unui înger într-un loc pustiu, la granița Imperiului Bizantin, departe de lume și necunoscut de nimeni. Descoperit de oamenii stăpânirii și bănuit a fi iscoadă, a fost adus cu deasila în Constantinopol. Acolo a fost supus la înfiorătoare chinuri. Constrâns să spună cine este și din ce loc, el a păstrat o tăcere plină de taină, a răbdat bătăi de nesuportat pentru un om obișnuit, însă nu a descoperit taina vieții sale virtuoase. Pentru chinul lui cel de bunăvoie, Dumnezeu l-a proslăvit încă din viață cu darul minunilor. Astfel se zmereau și astfel se mântuiau plăcuții lui Dumnezeu cei plini de înțelepciune. Ei ne-au arătat și nouă calea smeritei cugetări ca singurul drum al mântuirii sigure. Acest drum este, într-adevăr, plin de mărăcini și de întristare, însă el este mult mângâietor
pentru că este împreunat cu harul și pentru că, prin necazurile pământești, conduce spre cereasca desfătare. Cei smeriți se luptă cu demonii pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ei merg pe calea muceniciei. Însă, capătul acestei căi este slava cea veșnică. Domnul Iisus Hristos a spus limpede și răspicat: oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se zmerește pe sine se va înălța. Luca 18:14. Având în vedere aceste cuvinte, Sfântul Isaac Siru scrie: smerește-te și vei vedea întru tine dumnezeiasca slavă. Acolo unde florește smerenia, slava lui Dumnezeu se revarsă ca o binecuvântare. Dacă dorești ca toți oamenii să te smerească la vedere, Dumnezeu va face astfel că vei fi slăvit. Dacă ai în inima ta smerenie, Dumnezeu îți va arăta în inima ta slava Lui. Tu ești dator, chiar și în măreția ta, să preferi a fi disprețuit și să nu te consideri mare prin smerenia ta. Străduiește-te să fii înjosit și te vei umple de dumnezeiasca cinste. Nu tinde să fii onorat, fii lăuntric, plin de răni. Nu iubi slava, spre a nu fi lipsit de slavă. Cel ce aleargă după onoruri nu poate să le ajungă, ele alergând înaintea lui, iar cel ce fuge de cinstire o va afla pe aceasta. Dacă tu singur nu pui preț pe tine și nu dorești să fii cinstit, Dumnezeu va înștiința pe alții despre tine. Dacă te mustri cu sinceritate pe tine însuți, Dumnezeu va porunci oricărei făpturi a sa să te laude și se vor deschide înaintea ta porțile slavei Creatorului tău și vei fi slăvit pentru că întru tine, într-adevăr, se află chipul și asemănarea Lui. În multe rânduri Dumnezeu și-a arătat prin plăcuții Săi slava smeritei cugetări ca să ne arate de ce cinstire se lipsesc iubitorii de sine, cei vrednici de plâns, și ce slavă așteaptă nevoitorii care fug de orice slăvire pământească. Un minunat stareț, desăvârșit într-o smerenie, deși trăia zăvorât strașnic în chilia lui, a ajuns vestit în cetate și se bucura de mare cinste. Odată a fost înștiințat el: un oarecare sfânt bărbat e pe patul de moarte. Vino și cercetează pe el încă o dată mai înainte să moară. Starețul a cugetat întru sine: dacă merg în cetate ziua, oamenii vor începe să se îngrămădească în jurul meu, să-mi arate cinste și eu îmi voi pierde pacea sufletească. De aceea voi merge seara târziu, pe întuneric, și astfel mă voi ascunde de toți. În aceeași noapte, el a ieșit din chilia lui. Însă Dumnezeu i-a trimis doi îngeri cu făcliile aprinse ca să ilumineze calea lui. Toată cetatea a ieșit să privească slava lui. Cu cât mai mult dorea el să fugă de slava oamenilor, cu atât mai mult a fost slăvit. Cu el s-au împlinit astfel cuvintele Evangheliei: cel ce se zmerește pe sine se va înălța. Luca 14:11. Minunatul Ava Panvo, care a ajuns prin smerenie la o mare sfințire, s-a rugat 3 ani la rând: Doamne, nu mă slăvi pe acest pământ. Iar Dumnezeu într-o atâta l-a slăvit pe el, încât nimeni nu putea să privească la fața lui din pricina strălucirii care răzbătea din el. Pentru nevoitorii cei mai mari, într-o smerită cugetare, care au urât toată slava deșartă, slava nu este primejdioasă. Însă pentru aceia care, în taină, năzuiesc spre aceasta, ea este de-a dreptul pierzătoare. Sfântul Panvo nu era cu putință să fie vătămat de slavă, căci ajunsese în străfundul smereniei, de unde nu se poate coborâ mai jos. Pentru asemenea smerenie, care fuge de toate slava, Dumnezeu dă cea mai mare proslăvire. Prin multe și grele ispite, trebuie să treacă însă omul până ce va ajunge la adevărata smerenie
și își va pregăti scut împotriva segeților iubirii de slavă. Sfânta Singleticia, cea plină de înțelepciune, spune: toți aceia care doresc să ajungă la Dumnezeu sunt dator mai înainte de toate să poarte multe lupte și nevoințe, iar după aceasta ei vor încerca o bucurie nespusă. Precum aceia care doresc să aprindă focul, mai înainte sunt înconjurați de fum, ce le pricinuiește lor multe lacrimi în ochi, și abia după oarecare vreme ajung la împlinirea dorinței lor, tot astfel și noi vom aprinde dumnezeiescul foc cu multe lacrimi și osteneli. Acest foc al smereniei, aprins în sufletele plăcuților lui Dumnezeu, îi unește pe veci cu Dumnezeu, care este foc, Evrei 12,29, nimicind mândria și în același timp aprinzându-le râvna spre o viață plăcută Lui. Și pentru că noi nu putem să ajungem singuri, fără ajutorul dumnezeiesc, până la adâncimile smereniei, celei pline de har și întru totul mântuitoare, trebuie cu sinceritate și cât mai adesea să ne rugăm prin cuvintele Sfântului Efrem: Doamne, Duhul smerite cugetări, dă-mi-l mie. Cartea Smerita cugetare, tâlcuire la rugăciunea Sfântului Efrem Sirul.